uneori purtăm atât de multe măști încât nici nu ne mai cunoaștem pe noi înșine, ca să spun așa. Lucrarea lui Dumnezeu devenise o modalitate prin care ei să se afișeze mai bine. Nu uitați, frații mei, că una dintre principalele critici aduse creștinilor este fățărnicia. Fățărnicia este cel mai adesea evidențiată sau descoperită în momentele de criză. Căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. El și-a creat un Dumnezeu după chipul și imaginea lui. Singura evanghelie pe care oamenii o vor auzi, poate, va fi viața noastră și modul în care noi trăim. Și faptele noastre vor vorbi mai mult decât ceea ce noi spunem. Dar, repet, este ceva mai rău decât a nu putea plăti. Și acel mai rău este să plătești cu bani falși. Pentru că știu că Dumnezeu oferă resurse egale tuturor oamenilor. Dumnezeu însuși are încredere în tine. Bun găsit, dragilor, la o nouă ediție a Comorilor Înțelepciunii. Sunt acesta spațiu și vreau să vă provoc astăzi să răspundeți unei întrebări, și anume: a simțit în această perioadă că vă lipsește biserica sau că nu vă lipsește biserica? Vă adresez această întrebare pentru că mi s-a mărturisit și mie din partea unuia și altuia că până la urmă perioada aceasta a fost una bună pentru sufletele lor, pentru că erau obosiți de mersul la biserică. Subiectul acestei întâlniri este fățărnicia demascată în perioadele de criză. De ce am ales asta? Pentru că vrem să înțelegem dacă nu cumva ne-am păcălit în perioadele bune, tocindu-ne papucii pe drumul bisericii, îndeplinind niște datorii pe care ni le-am asumat noi înșine, fără să fi fost somați, poate, și am dus o viață de credință cumva frumos ambalată, dar foarte falsă. Vrem astăzi să răspundem aceste întrebări. Deci, am dus cumva o viață falsă înainte de criză? Am demascat cumva fățărnicia sufletelor noastre? Astăzi, la această întâlnire provocatoare, alături de mine se află doi tineri și le mulțumesc că au ales să stăm de vorbă astăzi. Alex Manolică, mulțumesc că ești cu noi. Mă bucur să fim împreună din nou. Și Eduard Matei, mulțumesc că ai ales să-ți rup puțin din timpul tău pentru discuția aceasta. Mulțumesc și eu de invitație. Vreau să vă spun că a fost o temă foarte provocatoare. Până am stabilit exact care este nișa pe care să merg, mi-a luat ceva timp. Și mă bucur că am ajuns la acest deznodământ, pentru că mi se pare că, într-adevăr, fățărnicia este una dintre temele foarte usturătoare ale Sfintei Scripturi. Și de ce nu una dintre temele care ar trebui să preocupe sufletele noastre de credincioși? Ce părere aveți de subiect, în primul rând? Eu cred că e foarte de actualitate pentru biserică subiectul acesta. E un păcat care se găsește în toate clasele sociale, în toate instituțiile posibile și, din păcate, un păcat care se găsește și în biserică. Dacă vom studia diverse biserici, chiar și istoria bisericii, vom vedea că e un păcat care chiar a distrus biserici întregi. Dar e un păcat despre care nu prea se vorbește. E un păcat care se cam ignoră în general. Și eu cred că e din cauza faptului că e foarte, foarte subestimat pericolul fățărniciei, cât de mult dăunează în viața noastră, cât de mult ne afectează și cât de mult rău ne poate face. Au observat de-a lungul timpului, ocupându-mă și eu și Edi, până la urmă, de slujirea fraților, fiind în contextul bisericesc de, în ghilimele, lideri, am observat cum oamenii sunt foarte, foarte dispuși de a veni să-și mărturisească diverse păcate de genul mânie, pofte, tot felul de lucruri, dar n-am auzit până acum să vină nimeni să spună sau să mărturisească că se luptă cu fățărnicia. Cred că unul din motive este tocmai faptul că fățarnicul întotdeauna caută să aibă o imagine bună în jurul lui și să vii să spui că ai o problemă cu fățărnicia sau să fii vulnerabil în fața grupului din care faci parte, înseamnă tocmai ați crea o imagine proastă și, ca și fățarnic, tocmai de asta fugi. Și de aceea cred că este un păcat foarte, foarte, foarte grav, care ne afectează foarte mult și nu ne dăm seama de fapt cât de mult ne afectează.
Pentru că vrem să ne ascundem. În momentul în care suntem fățari, nici nu vrem să ne arătăm adevărata față. Dacă suntem niște oameni sinceri și ne confruntăm cu diverse probleme, nu vom avea problema să le spunem, să le împărtășim sau să cerem ajutorul. Dar când avem această afecțiune a fățărniciei... Trebuie să stabilim foarte clar ideea de fățărnicie, pentru că, în primul rând, acest cuvânt nu este unul des întâlnit în societate. În al doilea rând, deși nu este cuvântul în sine întâlnit, fățărnicia... ca principiu de viață, se întâlnește la fiecare pas, plecând de la familie până la politică, trecând prin toate zonele sociale, noi vom găsi aceste accese de fățărnicie. Bun, ce ar însemna exact fățărnicia ca să o putem identifica corect? Eduard, ce părere ai? Cum am putea identifica corect fățărnicia? Dacă ar fi să o luăm într-un termen mai contemporan, ne-am gândit la un om fals, cum se mai spune, ești un om fals. Dar fățărnicia, dacă ar fi să o definesc, m-aș gândi la o persoană care se minte pe ea însăși. Cum este un mincinos. Păi stai un pic, mințim pe alții, nu pe noi. Da, din păcate, asta este problema cu fățărnicia, că avem mai multe fețe, în sensul în care ne mințim pe noi înșine, pentru că nu ne confruntăm cu adevăratul eu. Și desigur, are mai multe forme, are mai multe grade, dar dacă ar fi să o definesc, ar fi o persoană care are mai multe fețe, atât în raport cu ea însăși, cât și în raport cu alții, cât și în raport cu Dumnezeu, cât și o persoană care se minte pe ea însăși, se amăgește pe ea însăși, până în punctul în care crede minciunile pe care le... Aici este cel mai mare pericol, probabil, de a te identifica cu ceea ce ai creat, ceea ce ai dorit tu să fii, dar de fapt nu ești. Da, da, da. Da, asta ar fi definiția și ideea. Bun, acum dacă mă îndrept către zona creștină, religioasă, aș identifica cuvântul fățărnicie cu cuvântul fariseism. Hai să mergem puțin mai departe, pentru că nici acesta nu este un cuvânt prea des întâlnit în multe locuri, însă în biserică îl întâlnim adeseori, pentru că aici vorbim în termeni mai bisericești, să zic. Da. Alex, cum îți sună ideea asta de fariseism? Bine, cuvântul fariseism se preia din Scriptură, din Evanghelie, când era acea elită religioasă de farisei, în sensul care ei erau foarte atenți la partea exterioară, dar neglijau partea interioară, viața cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, lucru care nu era atât de evident până când a venit Domnul Hristos și le-a arătat adevărata față, ca să spun așa. Noi când spunem de obicei fariseule sau așa, tindem să o spunem sub o formă jignitoare sau în ideea de ești fățarnic, ești... Provoc, spuneți-mi cumva dacă ați detectat persoane sau chiar pe voi înșivă, pentru că toți suntem în aceeași oală, să zicem, din punct de vedere al păcatului, dacă ați observat acest comportament fariseic, acest comportament fățarnic în această perioadă de criză, sau dacă această criză a evidențiat cumva mai mult fățărnicia noastră, mă refer la rolul nostru de creștini în zona aceasta de creștini. Cred că fiecare creștin, nu doar în perioadele poate de criză, dar mai ales în perioadele de criză, pentru că criza scoate la iveală până la urmă ceea ce noi suntem cu adevărat. Adică ne putem declara credincioși, ne putem declara iubitori de biserică, de frați, dar în momentul în care ajungem într-un context în care nu mai putem fi prezenți la întâlniri, cum a fost în această criză, putem sau este o ocazie pentru noi să analizăm ce e în inima noastră și să vedem cu adevărat dacă noi am fost de-a lungul timpului acei oameni care am iubit biserica sau am fost prezenți în ea doar pentru a ne liniști conștiința sau ca alții să nu aibă o părere proastă despre noi că nu ne-am prezentat la întâlnirile bisericii sau alte motive de genul acesta. Ce mă sperie pe mine legat de acest fariseism este că realitatea pe care Biblia ne-o arată este că foarte mulți oameni din biserică, oameni care poate chiar slujesc, oameni care se ocupă de lucrarea lui Dumnezeu, vor fi condamnați veșnic din cauza păcatului fățărniciei. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Se arată în Matei o categorie de oameni care vin și spun, Doamne, dar n-am făcut noi multe lucruri pentru tine. Deci oameni care la exterior fața lor
presupusă, era de niște oameni credincioși care slujesc Domnului. Și acolo, practic, Dumnezeu pune degetul pe problema din viața lor și îi arată ca fiind niște oameni fățarnici. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Adică la exterior s-a văzut ca fiind niște oameni care mă slujiți și mă iubiți, dar adevărata voastră față este de niște oameni fățarnici care de fapt nu mă iubesc și au trăit într-un mod în care mie nu mi-a adus cinste. Pe mine mă sperie ideea aceasta pentru că mi-e ușor să-L văd pe Dumnezeu condamnând sau mustrând pe oamenii care trăiesc în tot felul de nelegiuiri și de păcate, dar mi-e foarte greu momentul în care văd în Scriptură îndreptându-se către această elită religioasă spunându-le, voi faceți rugăciuni lungi, voi stați pe la colțuri, faceți lucruri spirituale și ca răspuns la lucrurile pe care voi le faceți spirituale, răspunsul meu este că veți fi condamnați veșnic. Adică, vedeți? Da, este foarte grea această acuzație pentru că n-ai putea exact să te aștepți tu ca un... Știi, era o vorbă mai demult care spunea așa, atunci când vom ajunge în cer vom avea trei mari uimiri. Prima va fi că vom vedea acolo persoane la care nu ne-am gândit că vor fi vreodată mântuite, a doua că vor fi acolo, nu vor fi persoane la care nu ne așteptam să nu fie, adică trebuia musai să fie, iar a treia mare uimire și poate cea mai mare este că vom fi noi înșine acolo. Plecând de la această idee, Eduard, vreau să te provoc să-mi răspunzi la această întrebare. Nu cumva în fiecare dintre noi zace o sămânță de fățărnicie? Nu cumva toți, și când spun toți, toți, fără nicio excepție, suntem predispuși acestui păcat? Mie de obicei nu-mi plac generalizările, dar într-o oarecare măsură cred că fiecare creștin, mai mult sau mai puțin, în funcție și de relația lui cu Dumnezeu, în funcție și de cum se raportează la el însuși și de gradul de maturitate spirituală, cred că are o doză de fățărnicie sau o doză de falsitate. Dar aș vrea totuși să fac diferența și să spun că există acea fățărnicie de care vorbea și Alex, care te poate duce într-o condamnare veșnică, să trăiești o viață falsă în sensul care să spui că ești creștin și nu ești, dar există și acea fățărnicie în care nu îți pune în pericol, să zic, mântuirea, dar îți limitează foarte mult potențialul tău ca și persoană și scade creșterea spirituală pe care Dumnezeu ar putea să o facă, limitează pe Dumnezeu. Această fățărnicie, cred că fiecare o avem în diverse domenii, în funcție... Practic, ce ar însemna asta? Cum adică o fățărnicie care nu ți pune în pericol salvarea, mântuirea personală, nu? Ce ar însemna? Cred că diferența este următoarea. Sunt oameni care se uită în viața lor și găsesc prezent păcatul acesta și aici mă pot pune și pe mine pe listă. Dar în momentul în care văd lucrul ăsta în viața mea, nu-mi place și îmi doresc să fiu schimbat, îmi doresc să mă smeresc înaintea lui Dumnezeu și să cer ajutorul lui ca să pot să mă lupt cu lucrul acesta. Până la urmă, dacă ne uităm în Scriptură, și Petru ne spune Biblia înainte de o anumită situație, s-a ferit, da, ca să se temea de cei care aveau tăierea împrejur, să vrea să dea bine față de ei și a fost prins în lanțul fățărniciei, ne spune Biblia. Deci, practic, un creștin poate să fie prins în momente din viața lui în care să se găsească păcatul acesta, dar nu cred că poate să trăiască fățărnicia ca stil de viață. Și aici cred că se face diferența. Adică deci sunt oameni care trăiesc în păcatul acesta. Toți vom cădea mai devreme sau mai târziu, poate, indiferent cât de credincioși și cât de lucrători am fi. Însă cert este că dacă adopți această fățărnicie zi de zi și ajunge stil de viață, atunci mântuirea îți este pusă în pericol. La asta te referi? Dacă pentru tine, și aici nu e vorba doar de fățărnicie, pentru orice om, dacă el practică păcatul ca stil de viață și în momentul în care găsește păcatul respectiv în speță fățărnicia în viața lui, el nu simte o dorință de schimbare, nu simt o dorință de a face ceva cu privire la ceea ce găsește în el. Poate să fie rezultatul sau dovada unui om care de fapt n-a avut o întâlnire cu Dumnezeu. Pentru că omul care a avut o întâlnire cu Dumnezeu și este născut din nou, când găsește în viața lui lucruri care nu sunt plăcute, simte mustrarea lui Dumnezeu, simte întristarea Duhului Sfânt și își dorește să se îndrepte. Oameni ca David, care au păcătuit foarte grav prin ceea ce au făcut, a fost
a curviit, a luat soția lui Urie, dar Biblia ne arată în Psalm despre starea omului acestuia în momentul în care se afla în acea perioadă. Câtă vreme am tăcut, mi se usca oasele, mâna ta apăsa asupra mea. Adică omul care păcătuiește sau găsește în viața lui anumite păcate, ar trebui să aibă acest sentiment pe care l-a avut David, de neplăcere, de dorință de schimbare. Adică, de neputință până la urmă. De neputință, exact. Și de dorința de a apela la Dumnezeu pentru a avea parte de schimbare. Oamenii care trăiesc în păcatul fățărniciei și chiar în orice alt păcat, fără să aibă niciun fel de mustrare de conștiință, mi se arată că e posibil ca să existe o cauză mai adâncă pentru care să fie realitatea aceea exterioară. Și anume, poate nu au avut o întâlnire reală cu Dumnezeu, poate nu au fost născuți din nou. Pentru că nașterea din nou produce în noi sfințire, produce în noi schimbare. Este da, angajamentul lui Dumnezeu care se găsește... Sfințirea totuși este un proces care are nevoie de timp și este foarte posibil că eu, dacă am trăit într-o viață cu multe măști, să fie nevoie de mult timp în care măștile respective să cadă una câte una și să rămâi înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor așa cum ești creat să fii acum. Cred că tăria de a fi tu însuți, chiar cu prețul de a fi judecat, apare atunci când înțelegi identitatea pe care o ai în Dumnezeu și experimentezi într-un mod real și viu dragostea pe care o are Dumnezeu față de tine. Cel mai bun exemplu pentru mine ar fi Hristos, care el a fost el însuși și s-a vulnerabilizat chiar cu prețul să fie batjocorit și criticat, pentru că el știa cine este în Tatăl și el știa că e iubit de Tatăl. Chiar la un moment dat spune, Tatăl este cu mine și nu m-a lăsat niciodată singur, pentru că totdeauna fac ce e plăcut înaintea lui. Și după spune, voi toți mă veți părăsi. Chiar și așa, eu nu o să fiu destabilizat emoțional sau așa, pentru că știu de unde mi-au tăria și de unde mi-au puterea. Da, vă mulțumesc tare mult. Când îți cunoști identitatea în Hristos, atunci ai puterea să fii tu însuți. Asta este concluzia pe care eu o pot lua din ceea ce voi mi-ați spus. Vă mulțumesc, Alex și Eduard. După o scurtă mărturie, revenim aici în platoul Comărilor Înțelepciunii. Rămâneți cu noi. Un frate, un enoriaș, a venit și mi-a spus că soția lui este bolnavă și că dorește să mă duc să mă rog pentru ea și să-i fac ungere cu un de lemn. Și mi-a mai spus ceva foarte interesant. Când cazul în care nu sunt dispus spiritual să am credință pentru vindecare, are el pentru mine și crede cu siguranță că Domnul o va vindeca pe soția lui. Eu doar trebuie să efectuez această procedură rituală și că mă așteaptă acasă ca să mă rog pentru ea și să se vindece, să nu o mai poarte pe la medici. Era, din câte țin minte, în luna 8-a de sarcină, urma să nască și avea ceva probleme de boală. Am căutat sticluța cu un de lemn, n-am găsit-o, am mers la cutiuța cu medicamente, mi-am golit un flaconaș de medicamente, l-am umplut cu ulei de floarea soarelui și am mers și am făcut ungerea acestei sore și s-a vindecat instantaneu. Dumnezeu a lucrat prin intermediul acestui frate și laud pe el pentru toate. Dumnezeul nostru este minunat, face minuni și uneori percepția noastră este limitată. Ne orientăm doar de multe ori senzorial și lăudăm pe Dumnezeu doar în limita percepțiilor noastre limitate. Dar Dumnezeu este mult mai mult decât atât. El face minuni și Dumnezeul nostru este Cel care a prevăzut un viitor minunat pentru noi. Lăudat să fie El în toate. Amin. Dragilor, am revenit în platoul nostru la Comorile Înțelepciunii, în platoul nostru virtual și urmează să discutăm despre vaiurile pe care Domnul Iisus Hristos le-a transmis prin Sfânta Scriptură până la noi, ca să înțelegem care este acea categorie de oameni care într-adevăr merită vaiurile sale. Am observat cu tristețe că Domnul Iisus Hristos îi vaită pe cei care se comportă fățarnic. Îi vaită și îi jelește într-un mod în care nu jelește pe nimeni altcineva. Într-adevăr, noi ca și credincioși astăzi identificăm foarte multe lucruri ca fiind păcătoase și le numim așa cu
cu zel că sunt păcătoase și suntem împotriva lor, oameni care fumează, oameni care beau, oameni care curvesc și sunt într-adevăr probleme reale pe care le numim pe bună dreptate. Dar e șocant când te întorci la Scriptură și vezi cât de multă atenție îndreaptă Hristos spre fățărnicie. Și este la fel de șocant să vezi venind la Hristos o grămadă de categorii de oameni gen prostituate, vameși, păcătoși, probabil bețivi și așa mai departe, care veneau sincer la Hristos să se pocăiască, în timp ce te uiți la farisei vremii respective, la oamenii fățarnici, și vezi zero dorință de a se schimba și de a se pocăi. Și lucru care pe mine mă șochează este că ăștia erau oameni cu Biblia în mână. Erau oameni care cunoșteau voia lui Dumnezeu, erau oameni care se dădeau în ghilimele mari că cunosc voia lui Dumnezeu și se fălau cu lucrul respectiv. Și uitându-mă Scriptură, văd că sunt puține păcate pe care Hristos le-a condamnat mai mult decât acest păcat al fățărniciei. Vedem cele mai aspre acuzații pe care Hristos le face împotriva lor. Îi numește șerpi, îi numește pui de năpârci, îi numește morminte văruite. Cele mai urâte acuzații și cele mai urâte descrieri au loc împotriva oamenilor fățarnici de pe pagina Scripturii. Asta mă face pe mine să îmi dau seama cât de grav e păcatul acesta și cât de serios îl tratează. Da, aș vrea să mergem așa mai profund din ideea asta și să înțelegem cum am putea să ne recunoaștem pe noi înșine sau să-i recunoaștem pe cei care se comportă fățarnic. Pentru că, așa cum ai spus, Alex, din nefericire, se pare că fățărnicia tinde să cuprindă sufletele celor care ar trebui să-L cunoască cel mai bine pe Dumnezeu. Probabil acolo e pericolul cel mai mare și mi-aduc aminte de un gând care spunea: cui se dă mult, îi se cere mult. Probabil că din acest motiv Domnul Iisus Hristos a fost atât de dur împotriva comportamentului neadecvat la unii oameni care ar fi trebuit să aibă un comportament ireproșabil din punct de vedere al moralității și al raportării la sfințenia Domnului Iisus. Bun, primul aspect pe care l-am reținut este rugăciuni lungi de ochii lumii. Cu toții știm, dacă avem o viață de biserică, dacă avem o viață constantă de biserică, cu toții știm că în biserică unii încep și nu se mai termină și noi avem tendința uneori să ne scoatem viața de rugăciune în fața altora. Sincer, acum, n-ați observat treaba asta? Ceea ce e partea cea mai gravă este că exact termenul de ochii lumii și nu de ochii lui Dumnezeu. De aceea Hristos este dur, pentru că rugăciunea, care este un act prin care noi comunicăm cu Dumnezeu, acești farisei, cum și uneori și noi, ne folosim pentru a atrage atenția asupra noastră. Pentru că eu cred că de aici pleacă fățărnicia, rădăcina fățărniciei este, ești foarte mult accentuat pe tine însuți. Cu cât ai o relație mult mai profundă cu Dumnezeu, cu cât tu spui că îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu atât ajungi să te cunoști mai mult pe tine însuți în modul cum te vede Dumnezeu. Acesta ar fi unul din indicatori pe care eu l-am experimentat în viața de credință. Și nu mai ești atât de mult îndreptat spre ce cred alții despre tine sau spre părerile altora despre tine, ci ești mai mult îndreptat spre ce spune Dumnezeu despre tine și spre adevăratul tău eu. E, în cazul acestor farisei, ei erau foarte mult concentrați pe ce spun ceilalți despre ei. De ce este atât de grav? Pentru că au ajuns să-L ucidă pe Hristos din acest motiv. Pentru că Hristos le lua popularitatea, oamenii, și erau invidioși. Invidia i-a făcut să ucidă pe Hristos și asta se întâmplă și pentru creștinii care au viața centrată pe înșiși. Nu-L ucid pe Hristos fizic, dar îl înlătură pe Hristos, prezența lui Dumnezeu înlătură din viața și din inima lor. Acum, nu aș vrea să discutăm foarte mult doar despre latura aceasta și anume a unei vieți de biserică și probabil accentuată pe rugăciune. Viața de biserică mai gălăgioasă, așa, mai cu surle și cu trâmbițe, știi cum e vorba aia. Mă duc la biserică și arăt eu ce bun creștin sunt. Probabil că această atitudine de a ieși în față, de a te scoate în evidență, spune ceva despre sărăcia ta spirituală de acasă. Așa, să mergem puțin mai departe. Zelul pentru lucrare, proasta îndoctrinare, așa am numit eu, ceea ce spune în Matei 23:15, vai de voi cărturași și farisei fățarnici, pentru că vă înconjurați marea și pământul. Deci uitați-vă, oamenii ăștia făceau lucrare, fraților. Se duceau și în țările sărmane ale lumii, și în Africa, și în India, și peste tot.
Înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al Ghenei. Deci, eu văd aici două aspecte și anume zel pentru lucrare, după care o proastă îndoctrinare, dacă vreți. Cum vezi asta, Alex? Nu știu dacă aveau neapărat un zel pentru lucrare, cât aveau un zel pentru a se afișa pe ei înșiși și lucrarea lui Dumnezeu devenise o modalitate prin care ei să se afișeze mai bine. Eu cred că în viața noastră de creștini, obiectivul final este ceea ce face ca o acțiune să fie onorabilă sau josnică. Obiectivul nostru final, adică motivația adâncă a inimii noastre, demonstrează dacă ceea ce noi facem este o acțiune sfântă sau una păcătoasă. Pentru că în realitate chiar și cele mai sfinte lucruri în aparență, că ne rugăm, că îi cântăm lui Dumnezeu, că facem milostenie, poate avea ca final un obiectiv păcătos. Adică da, noi, și este exact ceea ce ne vorbește Corinteni 13. Adeseori sunt acuzate unele persoane de către mai sfințișorii de pe margine din biserici, când iese unul sau una în față să cânte, să se închine Domnului. Dumnezeu știe care e motivația, nu știm, dar este așa de ușor de văzut persoana care este în față, așa de ușor să arunci cu ouă stricate, știi cum este în engleză, în persoana respectivă. Dar de unde știm noi motivația persoanei alea? Păi dacă omul face lucrarea, duce oameni la Hristos, de unde să știu eu că omul acela nu este motivat de Duhul Domnului să facă acele lucruri? Obiectivul final din inima fiecăruia Dumnezeu îl cunoaște, noi nu avem de unde să știm, dar se prea poate ca acei oameni care întotdeauna îi acuză pe ceilalți de fățărnicie să-și proiecteze propria viață asupra celorlalți. Pentru că ei sunt în felul respectiv și așa trăiesc, au impresia că și gesturile celorlalți și acțiunile celorlalți sunt la fel ca ale lor și că toată lumea e fățărnică la fel cum și ei sunt. Asta e o altă problemă, o altă discuție. Dar pe mine m-a uimit foarte tare ideea aceasta și anume că faceți din el un tovarăș mai rău decât voi. Cu alte cuvinte, ce părere ai, Eduard? Cum adică? Să strici pe omul respectiv, adică să-l faci mai rău decât tine. Cum poți să ajungi să faci acest lucru atât de grozav? Noi ca oameni, nu știu cât suntem conștienți de asta, tindem să facem ce vedem la alții și nu ce spun alții. Știți că e acea vorbă, fă ce... Ce spune popa, nu ce face popa. Nu prea funcționează așa. Cei care au copii pot să mărturisească că copiii tind să copieze comportamentul părinților, nu ceea ce spun părinții. La fel și în cazul acesta, pentru că ei, în viața lor interioară, nu-L proiectau pe Hristos sau nu-L proiectau pe Dumnezeu ca fiind focusul cel tare, ci se proiectau pe ei înșiși, acești ucenici tindeau să copieze acest mecanism în care să se proiecteze și ei pe ei înșiși. Deși poate că ei nu spuneau cu vorba, uite mă, afișează-te tu, totdeauna tu primul, dar ei vedeau stilul lor de viață, pentru că asta este problema. Niciun creștin nu o să spună, eu vreau să cânt ca să fiu văzut sau eu vreau să predic ca să fiu văzut. Nu se întâmplă asta. Ci în interior există aceste gânduri care uneori nici noi nu le conștientizăm. Cum, spre exemplu, și eu aici sunt la emisiune, pot să fiu ca să mă afișez pe mine sau pot să fiu ca să ajut pe alții să împărtășesc ceea ce Dumnezeu a lucrat și în mine. Desigur că Dumnezeu știe motivația, dar uneori pot eu să nu fiu conștient de ea, pentru că sunt multe rădăcini ascunse. Pentru că te-ai obișnuit să te comporți într-un anumit fel, chiar dacă aceea nu reprezintă ceea ce ești, da, în interior. Exact. Uneori purtăm atât de multe măști, încât nici nu ne mai cunoaștem pe noi înșine, ca să spun așa. Suntem într-o stare de negare. Spre exemplu, Iisus când i-a spus lui Petru, uite, o să te lepezi de mine, el a fost într-o stare și de negare, pentru că nu se cunoștea pe el însuși. Că zicea, nu, Doamne, poate că ăștia, eu niciodată n-am să mă lepă de tine. El nu-și cunoștea slăbiciunea. Hristos o cunoaște. Și aceasta ar fi ideea. Cu cât ne adâncim în relația cu Dumnezeu, să lăsăm cumva pe Dumnezeu, să fim dispuși ca Dumnezeu să ne descopere fățărnicia și să o recunoaștem. Pentru că noi
De aceea fățărnicia e un subiect foarte greu, pentru că noi foarte ușor tindem să o vedem în alții, chiar și acolo unde nu este, cum spuneați, cineva cântă în față și imediat uite că el cântă pentru că se afișează, sau mă rog. Dar este foarte greu să vedem în noi înșine, pentru că trebuie să ne smerim, trebuie să recunoaștem că suntem mândri în acel aspect. Sau... Da. Haideți să facem un pas mai departe, pentru că timpul nu e prieten cu noi, astăzi, cel puțin. Eu am mai găsit câteva lucruri extraordinare și n-aș vrea să trec peste ele, pentru că sunt prea importante. Este vorba despre două versete, unul în Matei 23:23, vai de voi, cărturași și farisei, fățar niciun alt vai al Domnului Iisus Hristos, pentru că dați zeciuială din izmă, mărar, chiemen, lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, și se referă la dreptate, milă și credincioșie. Pe acestea trebuie să le faceți și pe celelalte să le lăsați nefăcute. Bun. Acum primul gând care mie mi-a venit în minte când am citit asta a fost următorul. Fiți credincioși în lucrurile mici, pentru că dacă sunteți credincioși în lucrurile mici, veți fi credincioși în cele mari. Cum putem împăca aceste chestii? Pentru că acești oameni, farisei, așa cum le spunem noi generic, fie că este vorba despre noi astăzi și le spunem generic farisei, fie că este vorba despre farisei din trecut, erau atenți la detalii. Și în aceeași idee putem vorbi și despre faptul că erau cosmetizați, erau impecabili pe exterior, adică nu ai ce să comentezi în fața unui om ca acesta. Păi, dă zeciuială din toate, indiferent de, chiar dacă este vorba de firele de mărar din curte, asta ca o glumă, nu uită să se aranjeze foarte bine, să aibă o mină total spirituală, cel puțin la biserică. Toate lucrurile din exterior dau atât de bine încât nu ai să găsești acolo nici măcar un defect. Cum împăcăm ideea asta pe care Domnul Iisus o subliniază, și anume nu lăsați nefăcute cele mai importante lucruri din lege, dreptate, milă, credincioșie, dar în același timp faceți-le și pe celelalte? Problema fățărniciei vine foarte mult cu accentuarea lucrurilor exterioare. Cred că la asta se referă de fapt Hristos acolo. Fățărnici întotdeauna accentuează partea exterioară să fie impecabilă și lasă undeva deoparte așa partea interioară, ceea ce contează. Asta cred că e ceea ce de fapt Hristos mustră acolo. Adică un fățarnic poate să pară foarte evlavios, dar atunci când el are ceva de câștigat de pe seama evlaviei. Balaam, dacă vă amintiți, a vorbit foarte religios, ne spune Biblia că a înmulțit altarele, jerfele, dar de fapt ceea ce el avea în vedere era plata neregirii. Nicolae Iorga spunea, am notat pe aici o vorbă care mi-a plăcut foarte, foarte mult, că un fățarnic are mai multe fețe, dar niciun obraz. El este un sclav în haine de rege, un diavol deghizat în înger și un lup în blană de oaie. Mm-hmm. O inimă sinceră este ca un cub, în orice poziție l-ai așeza, el este la fel. Dar fățarnicul este ca un cameleon care schimbă culoarea. Acum este într-un fel și după clipă este altfel. În anumite circumstanțe se înfățișează ca un înger, iar în altele ca un demon. Asta cred că e... Bun, și întrebarea cum să facem echilibrul astfel încât să nu ocolim, să fim credincioși în lucrurile mici. Trebuie să fim credincioși în lucrurile mici, plecând de la ce știu, fiecare știe unde este mai afectat în zona de hrană, de exemplu. Poate unul este sclav la apetitului sau la daruri, la zeciuieli. Nu-i vine să dea zeciuiala acum pentru că are de făcut un business și preferă să țină banii respectivi. Ei, fiecare are pe undeva, are un cârlic satana pentru fiecare. Acum, ideea este cum să faci echilibrul între astea și lucrurile acelea cele mai mari din lege, și anume milă, dreptate și credincioșie. Trebuie împăcate astea, nu? O să spun eu care consider că este diferența și soluția din ce înțeleg eu din Scriptură. Diferența dintre faptul că farisei erau foarte atenți la detalii și a fi credincios în lucrurile mici este în ce privește raportul cu Dumnezeu și raportul cu oamenii. Credincios în lucrurile mici, în lucrurile acelea în care doar tu și Dumnezeu le vezi. Adică ceea ce se întâmplă în inima ta și în inima mea și ceea ce se întâmplă în mintea ta și în mintea mea. Nimeni nu poate să-mi vadă gândurile, nimeni nu poate să-mi vadă motivațiile, nimeni nu poate să-mi vadă dorințele. Ei erau foarte atenți la lucrurile la care și alții aveau un oarecare grad de acces. Asta ar fi diferența. Când ești credincios în lucrurile în care doar tu și Dumnezeu le poți vedea, pentru că motivul pentru care le faci, cu siguranță nu e fățărnicia.
cu siguranță e ceva în raport cu Dumnezeu. Că poți să ai un motiv, poate greșeala cu Dumnezeu, se poate, dar în orice caz în raport cu Dumnezeu. Și soluția din ce înțeleg eu din Scriptură este a trăi înaintea lui Dumnezeu. Spune la un moment dat în Proverbe să-L recunoaștem pe Dumnezeu în toate căile noastre. Încrede-te în Domnul în toată inima ta, recunoaște-L în toate căile noastre. În sensul în care să trăim în modul cum a trăit Hristos. La un moment dat Hristos le spune, Tatăl este cu mine. Și oamenii care L-ascultau spune, unde e Tatăl tău, că noi nu-L vedem. Hristos trăia fiecare moment deplin conștient că Tatăl îl vede și Tatăl îl ghidează. Și noi, persoane care îl cunoaștem pe Dumnezeu și experimentăm prezența lui Dumnezeu și avem Duhul Sfânt care ne călăuzește și este mângâietor, Dumnezeu a pus în noi această conștiință despre El, că El este prezent. E, dar noi trebuie să avem o disciplină în care să fim conștienți că Dumnezeu este aici. Ce se întâmplă? Noi de obicei suntem conștienți că Dumnezeu este aici la biserică. De aceea și avem un anume comportament la biserică. Acum trebuie să mă rog, acum trebuie să cânt, acum trebuie să fiu atent. Și poate când suntem acasă, na, Dumnezeu știe cum ne comportăm. Sau la muncă, sau când suntem noi singuri. Dar e adevărat, necesită timp. Dar cu cât se fructifică aceasta, va ajunge cumva natural în mintea noastră, în spatele minții noastre, să fie acea conștiință că Dumnezeu este prezent. Și când se va întâmpla aceasta, noi nu vom mai trăi înaintea oamenilor. Nu vom trăi pentru ca să ne vadă alții, ci vom trăi înaintea Lui. Dumnezeu, și... știi ce este ciudat? Știi ce este ciudat? Pentru că noi suntem conștienți că Dumnezeu este prezent oriunde. Ciudățenia, din punctul meu de vedere, apare în momentul în care... Nu știu, e o dedublare, se întâmplă ceva în mintea omului. Deci, pe de o parte, știi că Dumnezeu este în orice moment și în orice loc cu tine și vede totul, nu scapă nimic din privirea Lui. Pe de altă parte, îți permiți să crezi în mod straniu că poți să faci anumite lucruri fără că El să știe. Pentru că altfel eu nu înțeleg chestia asta. Cum adică să te comporți într-un fel, într-un loc și într-un alt fel, într-alt loc? Te duci la biserică, te rogi, te porți într-un fel extraordinar, iar acasă te porți ca un demon. Pentru că se întâmplă și asta, cu toții știm că sunt familii în care abuzurile sunt la ele acasă. Dar oamenii aceia dau foarte bine în biserică sau în comunitatea în care trăiesc. Nu vi se pare ciudată chestia asta? E o ruptură la nivel de minte. Nu știu ce se întâmplă. O persoană care... l-a experimentat pe Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu și dorește mai mult din Dumnezeu și a înțeles că scopul pe pământ nu e doar să ai păcatele iertate și atât, ci să creștem în asemănare cu Hristos, va înțelege că schimbarea vine exact în momentele acelea în care noi de obicei nu dăm prea multă importanță. E un verset în Biblie care spune că chiar dacă omul nostru de afară trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. În fiecare zi Dumnezeu și în Efeseni, se pare 2:20, dacă îl mășel, spune că El a pregătit mai dinainte faptele bune în care noi să urmăm. Dumnezeu în suveranitatea Lui în fiecare zi a pregătit anumite mici evenimente care să ne schimbe. Noi uneori nu suntem conștienți de acele schimbări. De aceea spune să fim credincioși în lucrurile mici. Pentru că în lucrurile mari vezi răsplata imediat sau vezi efectul imediat. Dar în lucrurile mici zice, păi și ce dacă m-am rugat sau și ce dacă am ajutat cu X... Puteam să ne ajut și tot la fel, eram același om, eram. Dar bucată cu bucată Dumnezeu dorește să ne schimbe, să ne transforme în imaginea Lui. Și asta se întâmplă atunci când ne dorim o creștere reală și vie și o asemănare cu El. Și atunci vei căpăta și conștiința faptului, adică vei căpăta conștiința constantă a faptului că nu ești singur și nu te poți ascunde niciodată de Dumnezeu. Și nu poți alege să te joci cu harul Lui și cu sufletele oamenilor, pentru că asta se întâmplă, nu? Te joci cu oamenii din jurul tău atunci când îți permiți luxul de a fi ipocrit, de a fi fals, de a fi până la urmă... Să spun asta, conștiința prezenței lui Dumnezeu nu este una în care o să ne spăimânte constant. Aolo, să am grijă cum o porcă mă trăznește Dumnezeu, ci este o prezență în care este... Tatăl meu, e prietenul meu, am relație cu El și doresc să fiu ca El, doresc să-i fiu plăcut, nu... Da, de aceea este foarte important, dacă nu vital, ca cel care se numește credincios să-L cunoască pe Dumnezeu exact așa cum este El și anume un Dumnezeu care se numește pe sine dragoste. Pentru că El în contextul dragostei ne cizelează și ne crește, nu în afara acestui context. Bun, ultimul aspect și aș vrea să te rog, Alex,
să ne lămurești problema aceasta. Mi se pare că cel mai grav păcat de care Dumnezeu îi acuză pe farisei este faptul că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe ei, nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsați să intre. Cum anume se realizează acest lucru? Cum să identificăm această pornire în sufletele noastre ca să putem să ne ferim, să ne păzim, să trecem pe acolo? Mă întorc la un verset care spune în 1 Corinteni, mi se pare, capitolul 11 cu 1, când Pavel spune: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. În sensul în care ce vrea să spună Pavel este că acțiunile noastre influențează și pe cei din jurul nostru. Fie că ne place, fie că nu ne place. Mai ales cu cât avem o poziție de autoritate, cu atât avem o influență mult mai puternică. Acești farisei și oamenii care trăiesc într-un mod în care să nu-L centreze pe Dumnezeu, opresc, fără să-și dea seama, și pe alții să vină la Hristos. Poate că nu-și doresc asta, poate că spun că nu fac asta, dar la fel cum noi uneori în societate putem să nu fim lumini, pentru că nu reprezentăm pe Dumnezeu cum trebuie, și alții să sufere în urma aceasta, necreștinii să găsească pricină să nu vină la Dumnezeu, așa și acești farisei închideau, când spune Hristos că voi închideți, pentru că dacă ne aducem aminte în context, ei și interziceau să cei care îl promovau pe Hristos erau dați afară din sinagogă. La ei poate să fie și o chestie conștientă, dar dacă ar fi să mergem mai departe, e vorba de acel aspect în care prin viața lor și prin poziția lor, ei îndepărtau pe oameni de Dumnezeu în loc să se apropie de Dumnezeu. Asta pentru că deforma caracterul lui Dumnezeu înaintea oamenilor, eu asta înțeleg. Pentru că dacă eu prezint un Dumnezeu pe care tu nu-L poți înghiți, nu-ți place de-L sau este o formă denaturată a lui Dumnezeu, automat că nu vei putea să ai o legătură mântuitoare cu El. Vei căpăta o legătură la fel de stricată pe cum este imaginea pe care ți-am transmis-o. Te rog, Alex, ultimele gânduri din această... M-am gândit și eu că de multe ori chiar ăsta este lucru care oamenii l-acuză, și anume că nu vor să vină în biserică sau că au părăsit biserica, pentru că dacă cei care sunt acolo nu trăiesc lucrurile pe care le spun, pe care le propovăduiesc, cum să le trăim noi? Scriptura la un dat chiar ne prezintă pe noi, Pavel spune că noi suntem ca niște epistole vii. De multe ori, singura evanghelie pe care oamenii o vor auzi poate, va fi viața noastră și modul în care noi trăim. Și faptele noastre vor vorbi mai mult decât ceea ce noi spunem. E un verset foarte trist în Cartea Romani, la fel, care are legătură cu asta, unde spune că din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu printre neamuri. Adică viața noastră, trăirea noastră, poate să-i facă pe oameni, exact în sensul acesta, de a închide împărăția lui Dumnezeu pentru ei, în sensul în care ei nu vor fi deloc interesați să se apropie de un Dumnezeu pe care noi spunem că îl urmăm, dar în realitate trăim ca și cum nu l-am urma. Chiar și perioada aceasta de criză, dacă ne întoarcem la ea, scoate la iveală problema aceasta, pentru că oamenii se așteaptă să vadă în creștini ceea ce au spus de-a lungul timpului, și anume că pe ei moartea nu-i sperie, că viața lor este asigurată, că ei îl vor urma pe Hristos, indiferent de ce s-ar întâmpla. Mulțumesc, Alex, mulțumesc, Eduard, pentru aceste gânduri. Iată că fățărnicia poate căpăta foarte multe forme, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat suficient avertizări ca să nu rămânem tributari acestui păcat și, iată, să rămânem departe de Dumnezeul nostru și să-i ținem și pe alții departe de mântuirea sa. În câteva momente revenim aici în platoul nostru, la Comorile Înțelepciunii, după o scurtă mărturie. Rămâneți cu noi! Cel căruia îi se descoperă adevărata religie biblică va observa că este imposibil să fugă de iubirea sau dragostea lui Dumnezeu. Este imposibil să fugă de misiunea dată de Dumnezeu. Este imposibil să fugă de prezența Lui. Același glas care l-a întrebat pe Adam: unde ești? Ne întreabă și pe noi astăzi. La ce distanță ne aflăm față de Cel Preanalt?
Am revenit în platoul nostru la Comorile Înțelepciunii. Urmează să discutăm despre atitudinea lumii seculare față de fățărnicie și atitudinea bisericii față de fățărnicie. Urmează să discutăm despre aceste lucruri în contextul în care Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre o întâmplare într-o biserică de pe vremea sa, și anume un vameș și un fariseu s-au nimerit în același timp în biserică și au avut un comportament foarte diferit și consecință pe măsură. Alex și Eduard, haideți să începem așa, să privim din partea seculară ideea de fățărnicie, să vedem cum vede lumea și cum vede biserica acest lucru. Citisem la un moment dat un studiu care pe mine m-a șocat despre bârfă, despre fățărnicie. Și bârfa era prezentată, care bârfa este tot o manifestare a unui om fățarnic. Da. De obicei bârfești pe cineva care nu se poate apăra, pentru că nu e de față. Și bârfa era prezentată ca fiind bună pentru sănătatea mentală a omului, pentru că atunci când vorbești de rău despre alții, te face pe tine să te simți mai bine și îți crește stima de sine. Și erau niște, deci erau cumva niște teme de doctorat a unor oameni foarte citiți, adică nu era o informație așa pusă pe Facebook de cineva. Da, la fel și fățărnicia prezentată într-o lumină pozitivă, de ce să te arăți cine ești, când faptul că te arăți într-un mod fals poți să-ți aducă beneficii și să ai de câștigat și așa mai departe. Dar cum adevărul lui Dumnezeu e o nebunie pentru om, Biblia ne spune că ceea ce în lume este văzut ca o slăbiciune, în ochii lui este văzut ca o virtute. Și dacă pentru oamenii din lumea seculară este văzută ca fiind o slăbiciune ce nu trebuie să fie arătată, Scriptura ni-l arată pe acest vameș ca fiind tocmai cauza pentru care el este văzut ca fiind un om neprihănit. Faptul că a avut deschiderea și smerenia să se recunoască așa cum este, și să fie primit de Dumnezeu în urma acțiunii lui. Mm-hmm. S-a vulnerabilizat, ceea ce în societatea actuală nu prea este nevoie. Adică nu este voie, pentru că vezi, dacă pari mai slab, ai încurcat-o, pentru că ceilalți te vor călca în picioare, te vor considera nu știu cum, nu vei căpăta locul de muncă dorit. Și așa mai departe, nu vei avea prietenii pe care ți-i dorești și relațiile după care tânjești. Iată că secularismul nu acceptă ideea că fățărnicia ar fi o problemă, ci mai degrabă o promovează, cam asta vrei să ne transmiți. Exact, da. Sunt prezentate ca fiind benefice pentru tine ca om, pentru a obține o viață mai bună sau pentru a avea beneficii în mediile în care te înconjuri. Trist, dar adevărat. Probabil că nu toată lumea gândește așa, însă majoritatea dintre noi căutăm să fim acceptați ușor în anumite cercuri și preferăm măștile. Preferăm măștile pentru că este accesul mai ușor. Și la nivel teoretic, probabil că nu toată lumea gândește așa, dar la nivel practic, cam toată lumea trăiește în felul acesta. Vedem de la cea mai mare instituție publică până la cea mai mică, fățărnicia este prezentă la cote înalte. Mm-hmm. Haideți să mergem în istorisirea aceasta pe care Domnul Iisus ne-a oferit-o în Luca 18 cu 10 la 14. Domnul Iisus ne spune că doi oameni s-au suit la templu și amândoi s-au dus cu gândul să se închine, într-un fel sau altul. Eduard, ce ai înțeles tu din această istorisire? Care sunt personajele principale și ce ne transmit ele? Păi l-avem pe fariseu care îi mulțumește lui Dumnezeu că el nu este ca vameșul de lângă el, practic se compară din punct de vedere spiritual și evlavios cu el, iar își etalează înaintea lui Dumnezeu calitățile sau ce am făcut eu, că uite, eu dau zecioală, eu postesc, pe când vameșul e cel care spune că nici nu a avut curajul să îndrepte privirea spre cer și a zis: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Ce mi arată mie această pildă, este destul de clară ce vrea să spună, dar ce mi arată mie această pildă este cât de mult contează cum îl percepem noi pe Dumnezeu și ce perspectivă avem despre El, pentru că influențează și cum ne raportăm la ceilalți. De ce spun asta? Fariseul care a îndrăznit să vorbească așa cu Dumnezeu, cum credeți că îl vedea el pe Dumnezeu? În mintea lui, Dumnezeu era de acord cu el.
numita lui Dumnezeu îl vedea pe acest fariseu cu ochii buni. Altfel nu avea curajul să spună, știind adevăratul Dumnezeu cum îl vedea, nu avea curajul să spună exact ceea ce a spus. Pentru că el avea o percepție distorsionată. E o chestie foarte interesantă, pentru că știi, se vorbește despre crearea unui Dumnezeu după forma și asemănarea noastră. Exact, știi? Exact asta vreau să spun. Că el și-a creat un Dumnezeu după chipul și imaginea lui. Adică, dacă eu mă văd bine în ochii mei, cu siguranță că și Dumnezeu mă vede bine în ochii mei și Dumnezeu este cumva ca mine. Că de aceea el a avut și curajul de a se pune în locul lui Dumnezeu judecând pe vameșul de lângă el. Pentru că asta se întâmplă când judecăm. Ne punem în locul lui Dumnezeu și dăm decrete. Deci această pildă reflectă cumva și rădăcina fățărniciei, că e clar, acest vameș avea o fățărnicie religioasă în care era foarte mult concentrat pe exterior, încât i-a dat lui verdictul sau dreptul de a judeca, nu acest vameș, scuze, acel fariseu, încât să judece pe vameșul de lângă el. Dar rădăcina pentru care el a făcut asta este că avea o imagine distorsionată despre Dumnezeu, pentru că nu voia să îmbrățișeze adevăratul Dumnezeu, fie nu a fost expus, dar eu cred că a fost expus, fiind învățător în care avea acces la Scriptură, fie imaginea adevăratului Dumnezeu îl punea în centru pe Dumnezeu și nu pe el însuși. Și de aceea el... A convenit treaba aceasta, pentru că centrarea pe sine era... Iar vameșul, care săracul poate nu știa atât de mult de Dumnezeu pe cât știa fariseul, el a înțeles și s-a uitat în el însuși, a înțeles că este vinovat înaintea lui Dumnezeu și și-a recunoscut vina. Acum, desigur, și noi suntem toți chemați să facem asta. Deci problema pe care o observ tu este o înțelegere greșită cu privire la Dumnezeu. O înțelegere greșită cu privire la Dumnezeu. Da, foarte, foarte profund gând. Mi se pare că este definitoriu pentru relația pe care o poți închega cu acest Dumnezeu. Pentru că dacă este un Dumnezeu făcut după chipul și asemănarea ta, automat că relația aceasta se va subordona teoriei pe care tu ai dezvoltat-o despre Dumnezeul pe care ți l-ai creat. Alex, cum reușim să îndepărtăm acest pericol de a-l, recrea pe Dumnezeu după cum vrem noi? În Cartea Roman ne spune să ne noim mintea cu adevărul lui Dumnezeu pentru a putea deosebi bine voia lui, cu cuvântul lui Dumnezeu, să ne noim mintea pentru a deosebi voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Cu cât mintea noastră se aliniază mai mult cu ceea ce Scriptura spune și mintea noastră este noită de adevărul Scripturii, îl vom și percepe pe Dumnezeu într-un mod corect și odată ce îl percepe el într-un mod corect, te vei vedea și pe tine așa cum ești. Adică nu te poți vedea pe tine într-un mod corect până nu-L vei vedea pe Dumnezeu așa cum este El. Ne putem uita în Scriptură, spre exemplu, Isaia, care se uita la oamenii din vremea lui, trăiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și așa mai departe, avea ochii ațintiți spre ceilalți, avea o privire și el distorsionată, până în momentul în care a avut acea descoperire, acea vedenie, în care l-a văzut pe Dumnezeu stând pe tron, a văzut sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că asta e ceea ce de fapt va rezolva fățărnicia noastră. Când îl vezi pe Dumnezeu așa cum este El și cât de sfânt este El, cu siguranță nu vei mai putea să fii omul care să se pună în locul Lui și să dea decrete, omul care să se vadă pe sine ca fiind bun așa cum se vedea fariseul. Odată ce vezi sfințenia lui Dumnezeu și îl vezi pe El așa cum este, te vei percepe și pe tine într-un mod corect. Și în momentul acela Isaia a exclamat, e o exprimare fabuloasă în limba ebraică, vai de mine, sunt blestemat. Astea sunt cuvintele care au fost puse de către Isaia. De ce? Pentru că odată ce l-a văzut pe el, dintr-o dată s-a văzut și pe sine. Problema oamenilor astăzi, pentru care sunt fățarnici, este pentru că se expun prea puțin la Scriptură, se expun prea puțin la rugăciune, prea puțin la o părtășie reală cu frații, mijloace prin care Dumnezeu dorește să se descopere pe sine sufletului nostru. Și odată ce noi îl descoperim pe sine, fățărnicia, cu siguranță, treptat se vor duce tot mai multe straturi. Pentru că lupta noastră de a nu a mai fi oameni fățărnici sau lupta noastră cu fățărnicia, nu se dă în primul rând cu fățărnicia, ci se dă în primul rând lupta noastră de a-L vedea pe Dumnezeu așa cum este El. Pentru că odată ce îl vedem pe El așa cum este El,
cu siguranță ne vom vedea și pe noi, cu siguranță vom găsi și puterea să ne pocăim, cu siguranță vom și crede că vom fi primiți dacă ne pocăim de acele lucruri, așa cum a făcut Vameșul. Deci problema primordială și problema principală pentru care fățărnicia astăzi este atât de prezentă, și haideți să nu vorbim de lumea seculară, în biserică, este pentru că oamenii sunt prea puțin expuși la adevăratul Dumnezeu. Nu pentru că n-am avea mijloace, trăim în era în care avem cele mai multe cărți, cele mai multe predici, cele mai multe comentarii biblice, dicționare greco-ebraice pe telefon la un clic distanță pe care le putem folosi pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Problema este că noi nu dorim să avem acea relație aprofundată cu Dumnezeu și fățărnicia își face cale deschisă în sufletul nostru fără să fie oprită sau combătută de adevărul Scripturii. Este o cale naturală a comportamentului depravat uman. Nu este ceva intenționat, nici măcar nu intenționezi să fie așa, pentru că, știi, noi ne măgulim cu gândul că suntem liberi. Noi ne măgulim cu gândul că suntem liberi. Și uităm că suntem tributari fie harului lui Hristos, fie celui rău. Uităm că suntem de fapt legați fie de o soartă, fie de cealaltă în funcție de alegerea noastră. Aceasta este singura libertate pe care o avem, și anume să alegem cui să slujim. Vă mulțumesc tare mult, sperăm că am fost de folos celor care ne-au ascultat. Urmează să punem cireașa pe tort, așa cum îmi place mie să spun în ultima parte a discuției, așa că, dragilor, rămâneți cu noi după o scurtă mărturie, revenim aici, în platoul nostru, la Comorile Înțelepciunii. Trăia odată într-un sat un burutar renumit pentru pâinea lui absolut delicioasă. Într-o zi însă merse la magazin să-și cumpere niște unt și când a ajuns acasă și-a dat seama că, de fapt, untul parcă e un pic mai puțin decât în alte dăți. Așa că l-a pus pe cântar și și-a dat seama că nu avea un kilogram, ci 800 de grame. Supărat, nevoie mare, s-a dus la judecător să dea în judecată pe vânzătorul care i-a dat untul mai puțin, pentru care el plătise mai mult. Ajunge la judecător și își spune problema, aduce în fața judecătorului și pe făptaș, așa cum el îl considera, și îi se dă și acestuia dreptul la replică. La care făptașul, vânzătorul de unt, spune în felul următor: să fie cu iertare, eu n-am vrut să vând mai puțin. Doar că atunci când mi-am cumpărat cântarul, n-am avut bani să cumpăr și greutăți. Așa că pe talerul din dreapta, întotdeauna pun un alt obiect ca să pot să cântăresc în talerul din stânga. Și cum toată lumea știe că brutarul este cel mai bun comerciant din zonă, în partea dreaptă, pe talerul din dreapta, pun pâinea de la brutar despre care știm că are un kilogram. Așa a rezultat untul de 800 de grame. Morala e clară. Pâinea brutarului era mai ușoară decât el pretindea. După cum se spune și în popor, cine sapă groapa altuia cade el în ea, pentru că astfel brutarul a fost cel condamnat și nu vânzătorul de unt. Și totodată trebuie să fim conștienți de faptul că trebuie să ne iubim aproapele și să fim corecți și cinstiți. Am revenit în platoul nostru virtual la Comorile Înțelepciunii. Urmează să discutăm despre îndemnul pe care Domnul Iisus Hristos l-a transmis ucenicilor săi, spunându-le: mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Asta încercăm și noi să aflăm în această ultimă parte a discuției noastre de astăzi. Cum să ne ferim de aluatul fariseilor, adică de fățărnicie? Alex, ce-ți transmite acest îndemn? E vorbit așa mai în pilde, știi? Nu toată lumea înțelege. Pentru farisei, pentru oamenii religioși de atunci, fățărnicia era un stil de viață. Fățărnicia este un păcat care dospește. Adică păcatul acesta niciodată nu se va limita să rămână la stadiul de fățărnicie. M-am uitat eu în Scriptură și am văzut că păcatul acesta, fățărnicia, este asociat în alte cărți ale Noului Testament și cu răutatea, și cu minciuna, și cu pervertirea Evangheliei, cu invidia, cu gelozia, ambițiile personale și așa mai departe. Cred că aluatul acesta al fariseilor este atât de periculos, și de ce cred eu că este foarte subestimat păcatul acesta astăzi, este pentru că
nu suntem conștienți că este ceva ce dospește în viața noastră, vine la pachet cu mult mai multe lucruri. Niciodată nu va rămâne, pentru că oamenii se uită la viața lor și spun, da, mai sunt momente în care poate am fost fățarnic și nu văd lucrul acesta ca fiind ceva foarte gras sau foarte serios. Dar dacă și-ar analiza viața, ar vedea că este un lucru care se extinde în multe laturi din viața lor și aduce chiar mult mai multe păcate în viața personală. Chiar și dacă ne gândim la pilda la care ne-am uitat adineauri, vedem faptul că fățarnicii nu tratează cu Dumnezeu în baza dragostei lui Hristos și în baza rugăciunilor, lacrimilor, dorințelor și străduințelor proprii. Fariseul se ruga și spunea, am făcut asta, am făcut asta și am făcut asta. Și dacă ne uităm astăzi în biserică, oamenii astăzi își cântăresc foarte mult relația cu Dumnezeu în baza ceea ce fac ei și nu în baza ceea ce a făcut Hristos. Din cauza aceasta avem o mentalitate legalistă care accentuează lucrurile exterioare, în care mulți dintre creștini trăiesc într-o condamnare continuă, trăiesc într-o formă de viață în care nu se bucură de dragostea lui Dumnezeu. Pentru că fățărnicia, aluatul acesta al fariseilor, dospește și se extinde în multe laturi din viața noastră și ne afectează fiecare latură. Asta e înțelegerea mea și ce mi-a trage atenția în versetul. Importantă precizare, sinceră să fiu, nu m-am gândit la acest aspect, dar într-adevăr, fățărnicia fiind prezentată ca un aluat, îmi spune clar că atrage după sine multe alte probleme de caracter și ca atare ne predispune până la urmă unei lipse de relație autentică cu Dumnezeu. Mergând mai departe în acest îndemn pe care Mântuitorul l-a făcut ucenicilor, vom găsi următoarele gânduri. Nu este nimic acoperit ce nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. Orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice ați grăit la ureche în odăițe va fi descoperit de pe acoperișurile caselor. Noi am atins puțin ideea aceasta și anume că uităm că avem un Dumnezeu atot știutor, atot prezent. Uităm lucrul acesta și ca atare ne permite să fim fățarnici. Cum vezi lucrul acesta, Eduard? Cred totuși că ceea ce a spus Hristos aici, și aș vrea să citesc și următorul verset, pentru că eu cred că cumva Hristos oferă răspunsul la rădăcina fățărniciei, una dintre ele, cât și dacă știm rădăcina, de obicei putem să găsim și soluția foarte ușor. În următorul verset, Hristos spune în felul următor: vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimica. Și spune, am să vă rădăcine să vă temeți, să vă temeți de acela care poate ucide și trupul și sufletul. Ce legătură este între frica de oameni și fățărnicie? Pentru că acolo spune, întâi păziți-vă de aluatul fariseilor și le dă răspunsul. De ce să vă păziți? De ce să nu fiți fățarnici? Pentru că oricum o să se afle, mod, cum spune dacă acolo. Dacă răspundeți prin măștile de diferite... Da, la un moment dat va veni vremea când măștile vor cădea. Și în fața oamenilor, dar și în fața lui Dumnezeu. Dar aici spune cumva rădăcina, pentru că Hristos se adresează rădăcinii. Și chiar este un lucru, aș vrea să mă leg de un lucru practic care consider că mulți creștini se află astăzi, și anume frica de oameni, în sensul în care ținem foarte mult la imaginea noastră, la modul cum suntem văzuți în biserică și în societate și în cercul nostru de prieteni sau de apropiați. Și pentru că noi ne-am proiectat o anume imagine și părerile altora au greutate pentru noi, se dezvoltă și această frică de oameni, în sensul în care noi nu putem să fim noi înșine și în sensul în care noi nici nu avem tăria de a confrunta sau de a ne expune punctul de vedere, pentru că uneori punctul nostru de vedere este contradictorul cu punctul de vedere al persoanelor cărora noi vrem să fim plăcuți. Și apare această frică de oameni și apare această limitare prin care noi nu suntem noi înșine și nici nu putem să-L arătăm pe Dumnezeu. Eu când am început să Dumnezeu m-a folosit în ceea ce privește predicarea, la început și eu căutam confirmările altor. Cum ți s-a părut predica? Cum e? Și oamenii mă încurajau, dar uneori, când poate nu predicam cum doreau ei sau poate că nu a fost cea mai fastoasă predică, mai ziceau... De obicei, oamenii tind să nu spună în față, dar încă am dădeam eu seama că spuneau lucruri de genul. Și la început adică eram descurajat.
fățarnici, nu erau foarte fățarnici, îți cam transmiteau. Da, îmi transmiteau ceea ce vroiam să aud, dar de fapt vedeam și mai erau și curajos care îmi spuneau, uite, nu mi-a plăcut sau... Dar prin asta eu eram destul de descurajat și inhibat și chiar uneori poate că nu aveam curajul pe care Dumnezeu dorea să mi-l ofere. Dar Dumnezeu a îngăduit acele mici situații prin care eu să conștientizez față de mine însumi că în acest domeniu eu caut confirmarea altora și contează pentru mine părerile altora, deși poate mă mint că nu e așa, dar contează și a trebuit întâi să recunosc asta față de mine și să recunosc față de Dumnezeu. Și al doilea lucru, împreună cu Dumnezeu, fiecare eveniment de genul acesta, să mă lupt în sufletul meu să-mi readuc aminte cine sunt eu în Hristos și cine este Dumnezeu pentru mine. Că până la urmă eu predic în fața Lui, până la urmă El este Cel care mă judecă, El este Cel care mă analizează și El este Cel care în fața căruia voi da socoteală. Și pe măsură ce cu fiecare eveniment, că e ușor, în teorie, e ușor să spui asta, dar asta este soluția, acele evenimente mici, să găsim mijloacele potrivite de a depinde de Dumnezeu și de a dezvolta acea relație cu Dumnezeu până când, la un moment dat, cu ajutorul lui Dumnezeu, va dispare și nevoia de validare și împreună cu nevoia de validare și fățărnicia. Da, mulțumesc frumos, Eduard. Deci, consolidarea relației cu Dumnezeu este cea care ne poate păstra curați, ne poate păstra integri, ne poate păstra departe de atitudinea de fățărnicie. Mulțumesc frumos, Alex, te rog frumos ne faci o concluzie acestei discuții. O să citesc un mic text pe care l-am notat aici, care mi-a plăcut mult, care răspunde la întrebare. Spune că ipocriții, fățarnicii, iubesc să ia parte la fericirea lui Hristos, dar disprețuiesc să fie părtași lui Hristos în sfințenia Lui. Ei sunt dornici să fie răscumpărați de Hristos, dar nu sunt la fel de încântați să se supună poruncilor și stăpânirii Lui. Ei sunt gata să fie mântuiți prin sângele Său, dar nu au dorința de a se supune domniei Lui. Fățarnicilor le plac privilegiile Evangheliei, dar nu iubesc slujirea Evangheliei. Cum cred eu că previi ipocrizia este, sau cum te poți lupta cu păcatul acesta? Repet ceea ce am spus acum poate 10-15 minute. Lupta noastră nu este o luptă cu păcatul în sine, pentru că noi nu putem să-l biruim. Cine poate să biruiască în viața noastră fățărnicia este tot Dumnezeu trăind prin noi. Roadele noastre de înfrânare, de dragoste, de așa, nu sunt roadele noastre, sunt roadele Duhului Sfânt. Și ca să existe aceste roade, relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie una profundă. Soluția pe care eu o văd este să te îndrăgostești de Evanghelie, de mesajul ei și de Dumnezeul Evangheliei. Cu cât te îndrăgostești mai mult de El, cu atât problemele acestea dispar într-un mod natural. Dumnezeu este Cel care transformă ființa ta. Ezechiel 36 sunt niște versete care vorbesc despre noul legământ, în care spune: eu voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele. Eu vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Eu vă voi face să urmați căile mele. Deci se arată clar accentul pus pe un Dumnezeu care biruiește problemele pe care tu le-ai în viață. E un Dumnezeu care El biruiește poftele pe care tu le-ai în viață. E un Dumnezeu care El transformă ființa ta. Noi de multe ori relația cu Dumnezeu înțelegem în sensul în care ne rugăm, citim Biblia, ne extragem o listă așa mai mare de lucruri pe care le putem face, printre care și faptul că trebuie să biruim fățărnicia, și credem că prin strădania noastră vom putea să biruim. Tocmai de aceea relația cu Dumnezeu aparte de orice altă religie, pentru că schimbarea vine dintr-o relație vie, nu cu un sistem de lege, și cu o persoană reală. Persoană reală care trăiește în tine și te transformă tot mai mult după chipul și asemănarea Lui. Asta cred eu că e soluția fățărniciei și a oricărui alt păcat prezent în viața noastră. O relație vie, profundă, cu Dumnezeul adevărat, care trăiește în tine și care schimbă ființa ta. Da, iată că sunteți de acord. Până la urmă tot aici ne duce fiecare teorie, și anume cunoaște-L pe Dumnezeul tău, pentru că El poate să te salveze de tine însuți, însă El poate să te scape de fiecare tendință păcătoasă. El poate să te salveze din toate păcatele în care te afunzi
și pas cu pas să mergi pe drumul sfințirii alături de el. Vă mulțumesc tare mult, apreciez aportul vostru, sper din toată inima ca măcar un cuvânt să se fi lipit de inima unei dintre ascultători și de ce nu, ușor, ușor să căpătăm curaj a ne apropia de Mântuitorul nostru și a ne lăsa schimbați, nu? Din slavă în slavă în același chip cu al său. Mulțumesc Alex Manolică, mulțumesc Eduard Matei, vă doresc succes în toate și o viață cât mai lipsită de fățărnicii. Amin. Mulțumim. Vă mulțumesc că ne-ați fost aproape. Vă las în compania Abigailei Burtan la rubrica Din Suflet. Pentru Suflet, rămâneți cu noi. Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă rubrică Din Suflet pentru Suflet. Sunt Lorena Abigail, iar astăzi aș vrea să vorbim despre alegeri și datorii. Într-o lume în care toți cred că au dreptul să aleagă, invitatul de astăzi vine cu o altă perspectivă. Este de datoria noastră să avem o viață sfântă în Dumnezeu. Nu este o alegere. Așadar, îi spunem bun venit lui Ioan. Bine v-am găsit. Și mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mă bucur că pot să fiu și alături împreună de dumneavoastră și de ascultător și mă rog ca Domnul să binecuvinteze părtășii din această zi. Înainte de toate, înainte să trecem la subiectul propriu-zis, aș vrea să te cunoaștem un pic mai bine. Zi-ne două, trei chestii despre tine pentru ca oamenii să înțeleagă cu cine vorbim astăzi. Cine ești, cu ce te ocupi, de ce ești pasionat? Mă numesc Cardoșan, sunt din Timișoara. Recent am terminat Facultatea de Teologie Pentecostală din București. Și sunt pasionat de cărți, îmi place să citesc, să studiez. Care e cartea ta preferată? Ar fi multe, dar dacă ar fi să ne rezumăm la Sfânta Scriptură, îmi plac foarte mult teologia pauline, îmi place foarte mult epistolele pauline. De aceea, chiar și în perioada asta m-am axat să citesc cărți de teologie paulină. Într-adevăr, sunt foarte faine cărțile și, nu știu, transmite foarte multe mesaje practice pentru viață. Apropo de asta, care ar trebui să fie comportamentul unui creștin? Care ar trebui să fie profilul ideal pe care noi ar trebui să-l urmăm? Conform Sfintele Scripturi, dacă ar fi să ne rezumăm doar la un singur răspuns, creștinul trebuie să aibă un comportament sfânt. Sfânta Scriptură ne spune de multe ori acest lucru. Încă din Vechiul Testament, Dumnezeu așteaptă ca poporul lui să fie un popor sfânt, iar tot același lucru putem vedea și în Noul Testament. Ce se caracterizează această sfințenie pe care o rezumă Biblia? Când vorbim de sfințenie, trebuie să înțelegem câteva aspecte esențiale. În primul rând, trebuie să înțelegem când vorbim de sfințenie, este o punere deoparte pentru Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu, poporul evreu, a fost pus deoparte pentru Dumnezeu. Tot astfel și credinciosul creștinul din zilele noastre trebuie să fie pus deoparte pentru Dumnezeu, pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Totodată, când vorbim de sfințenie, un lucru foarte important ce aș dori să subliniez este că trebuie să socotim sfințenia lui Iisus Hristos ca sfințenia noastră. Iisus Hristos a murit pe cruce, El a câștigat justificarea, sfințenia pe cruce, iar noi putem să beneficiem de toate aceste lucruri prin lucrarea Lui. Romani, capitolul 6, Coloseni, capitolul 2, sunt multe texte care descriu această lucrare prin care noi beneficiem de sfințenie. Deci astfel, sfințirea este o lucrare a Lui Dumnezeu care ni se impută nouă. Un alt lucru pe care trebuie să-l înțelegem când vorbim de sfințenie este că credinciosul, pe lângă faptul că a beneficiat de sfințirea pe care Iisus Hristos a câștigat-o la cruce, el este chemat să se purifice. Texte precum Coloseni capitolul 3, este chemat să continue să trăiască o viață sfântă. Iar un ultim lucru este că credinciosul este chemat să se asemene cu Iisus Hristos. Creștinul trebuie să se asemene cu Iisus Hristos. Sunt cele patru aspecte pe care trebuie să luăm în calcul când vorbim de sfințenie. Totuși, oamenii
Nu o fac, nu caută sfințenia. Nu o consideră importantă în viața lor. Probabil, nu știu, pentru că sunt preocupați, pentru că au alte preocupări. De ce crezi că oamenii nu dau importanță căutării sfințirii în fața lui Dumnezeu? Sigur, sunt foarte multe ispite pe care Satana ne le pune pe parcursul vieții noastre. Fie că suntem credincioși, fie că suntem necredincioși, suntem ispitiți. Și Satana încearcă din răzputeri să ne oprească pe calea aceasta sfințenii ca să ne sfințim tot mai mult. Dar așa cum se tot amintește, creștinul are de dus o luptă. Creștinul este o luptă continuă cu ce rău, cu sinele, cu păcatul. De aceea spune și Apostolul Pavel, îmbrăcați-vă cu armătura Duhului Sfânt. Pentru că credinciosul este într-o continuă luptă. Iar cel care nu dorește să ducă această luptă, nu vrea să se sfințească, va avea ca sfârșit pierzarea. De aceea și spun apostolii, fiți sfinți că cei sunt sfânt. Este o poruncă pe care El ne-o dă, Dumnezeu ne-o dă. Iar cel care nu dorește să facă acest lucru, va avea ca sfârșit pierzarea. De aceea eu vă îndemn să continuăm să perseverăm pe calea sfințeniei. Categoric, pentru că sfințirea duce la un lucru extraordinar de voi și anume la mântuire. Spune-mi, te rog, de ce crezi că căutarea sfințirii, căutarea ideii de a trăi o viață după voia lui Dumnezeu este o datorie pe care noi o avem și nu este o alegere, așa cum mulți au impresia? Aș dori să fac o imagine clară despre acest lucru. Dumnezeu, când a făcut lumea, cerul și pământul, conform Geneza, spune la un moment dat în felul următor. Dumnezeu a făcut om după chipul și asemănarea lui. Încă din grădina Eden, Adam și Eva au purtat chipul lui Iisus Hristos, chipul lui Dumnezeu. Dar în urma păcatului, odată ce Adam a păcătuit, acest chip al lui Dumnezeu a fost degradat. Iar Dumnezeu ne-a făcut parte de harul acesta ca să redobândim chipul lui Hristos în noi. De aceea El și a murit, de aceea El și a înviat, ca și noi să ne asemănăm cu El. Și Dumnezeu, așa cum am zis, cheamă poporul în Levitic, cheamă poporul să se sfințească. Și nu e un demn pe care Dumnezeu îl dă, ci este o poruncă. Fiți sfinți! În 1 Petru 1:16 spune în felul următor. Fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Este o poruncă pe care Dumnezeu o dă. Nu este un îndemn pe care El ne-o dă. Vă îndemn să vă sfințiți, ci este o poruncă, este un imperativ. Iar aș dori să citesc încă un verset din Evrei, capitolul 12, cu versetul 14, care spune în felul următor. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu îl va vedea pe Domnul. Dumnezeu ne dă acest imperativ, Dumnezeu ne dă această poruncă ca să avem parte de mântuire, ca să avem parte de părtășia cu Hristos. Dacă oamenii nu vor urmări pacea, dacă oamenii nu vor urmări sfințirea, nu îl vor vedea pe Domnul. De aceea Dumnezeu poruncește acest lucru. Foarte faină ideea, foarte puternic mesajul, iar drept concluzie pentru rubrica de astăzi am o întrebare tradițională pe care o pun fiecare invitat pentru că mi-ar plăcea ca cei de acasă să rămână cu ceva în minte în urma rubricii și să se gândească la treaba asta, să-și ghideze cumva, măcar ziua de astăzi, conform răspunsului la această întrebare. Dacă ceea ce mi-ai spune acum ar putea schimba lumea și toți oamenii ar putea să se ghideze după sfatul tău, după mesajul pe care îl transmiți acum, care ar fi mesajul pentru oameni? O întrebare bună și... Răspunsul meu, motoul meu în viața mea este versetul 1 Petru 1, capitolul 1 cu versetul 16, care spune fiți sfinți. Și vă îndemn să faceți acest lucru practic. Trăiți viața voastră de sfințire, de sfințenie
într-un mod practic, nu doar la nivelul vorbelor și a cuvintelor. Și cum putem face acest lucru? Prin faptul că ne asemănăm cu Dumnezeu. Dacă înainte ne-a fost greu să iertăm pe semenul nostru că ne-a greșit, că poate ne-a făcut ceva și eram acea persoană care iertam greu, sau eram acea persoană care iubeam foarte greu pe cei din jurul meu, sau eram foarte impulsiv și ne mâneam foarte repede. Acum Dumnezeu ne cheamă să iertăm cum El iartă. Deci noi trebuie să trăim așa cum a trăit Dumnezeu, în comportament, în vorbire, în purtare. Puneți-vă această întrebare de fiecare dată. Ce-ar face Dumnezeu dacă ar fi fost în locul meu? Ar vorbi Dumnezeu cum vorbesc eu? S-ar gândi Dumnezeu cum gândesc eu? Ar face același lucru Dumnezeu pe care le fac eu? Haideți să ne punem aceste întrebări și să trăim o viață cu adevărat sfântă, din toate punctele de vedere. La nivelul vorbirii, la nivelul comportamentului, la nivelul gândirii, prin tot ceea ce facem, să reflectăm chipul lui Hristos. De aceea, noi suntem mandatari al lui Iisus Hristos pe acest pământ și noi trebuie să reflectăm pe Iisus Hristos. Îl văd vecini, îl văd pe Iisus Hristos în mine, vecinii mei? Puneți-vă această întrebare. Îl văd pe Iisus Hristos cei din jurul meu? Îl văd în mine? Îmi doresc ca să reflectăm chipul lui. Practic, ca o concluzie a acestei discuții, ar trebui să fim conștienți de faptul că Dumnezeu ne vede și că este alături de noi oricând, fie că mergem la piață, fie că mergem la muncă, fie că ne întâlnim cu un coleg, fie că ne întâlnim cu un prieten, fie că... Și mai ales în familie. Trebuie să fim conștienți că Dumnezeu este acolo, iar un exercițiu foarte practic ar fi ca în zi de zi să ne imaginăm că mergem de mână cu Iisus. Să ne imaginăm că El este lângă noi și, exact cum ai spus și tu, să ne gândim de două ori înainte să scoatem un cuvânt pe vorbă, pe gură sau să facem o acțiune. Mulțumesc mult de tot pentru prezența la rubrică. Mi-a făcut o deosebită plăcere și sper să existe și situații viitoare în care să vorbim și să transmitem oamenilor un mesaj din suflet pentru suflete din partea lui Dumnezeu. Mă bucur și eu că am fost alături și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să ne ajute ca să putem să punem în practică acest lucru. Doamne ajută! Dragilor, sper că v-a plăcut rubrica de astăzi, sper că ați rămas cu o idee faină în minte. Dacă ați uitat-o, vă reamintesc eu, fiți sfinți, pentru că și Dumnezeu este sfânt. Până data viitoare, nu uitați să aveți grijă ce spun, ce faceți și să fiți conștienți că Dumnezeu o vede și la un moment dat va veni răsplata pentru fiecare lucru bun sau rău pe care l-am făcut. Iar acum rămâneți cu meditațiile spirituale pregătite și în acest sabat de invitații narcise. Mulțumim frumos, Abi Burtan, mulțumim frumos pentru că în fiecare sâmbătă ne oferi puțin din prospețimea tinereții și iată ne apropii mai mult de Dumnezeu și ne inspiri credință și curaj prin invitații tăi. Acum ne întoarcem la tema zilei și anume fățărnicia, demascată mai ușor parcă în vremurile de criză. Pentru a înțelege, pentru a aprofunda acest subiect, Remus Soare, Daniel Bere și Lucian Ghioldă ne-au pregătit meditațiile zilei, așa că luați-vă Scriptura aproape, deschideți-vă mințile și sufletele și rămâneți cu noi! Bine v-am regăsit, dragii mei! Ipocrizia este unul dintre cele mai periculoase și dăunătoare comportamente care pot fi întâlnite în viața de zi cu zi. Dar ce înseamnă exact ipocrizia? Care este definiția corectă a termenului? Cuvântul vine din limba greacă, ipocrizis, și înseamnă simulare. În lumea antică, ipocritul era actorul pe scenă teatrală. Într-adevăr, ipocrizia are de-a face cu tema simulării, a falsității, doar că scena nu mai este teatrul, ci viața în sine. Scopul măștii este acela de a ascunde orice slăbiciune, dificultate sau incapacitate personală față de celălalt, de interlocutor, arătându-se cât mai bine, încercând să satisfacă ceea ce interlocutorul dorește sau așteaptă. Dar de ce ipocritul acopere și ascunde adevăratele sale intenții?
Motivul este sentimentul său intim de inadecvare și incapacitate de a relaționa și de a vorbi cu lumea exterioară. Ipocritul este o ființă nesigură, invidioasă, convinsă că nu are abilitățile necesare pentru a susține o relație egală cu persoana din fața sa. Din acest motiv, o mască socială este cusută pentru a se face mai întâi acceptată, apoi pentru a prevala și a obține avantaje personale până la a impune în cele din urmă ceea ce vrea. Ipocrizia este cu adevărat dezgustătoare în relațiile din familie, în relațiile de muncă, a comerțului, a afacerilor, a politicii, dar este cu atât mai mult în sferele religioase, spirituale și filozofice, unde se pretinde că se urmează o cale de îmbunătățire a caracterului, a omului. Ipocrizia multor oameni din grupurile spirituale maschează un materialism banal pe care nu au curajul să-l afirme deschis. Se ascund mereu, repetat, cu fiecare ocazie, în spatele frazelor biblice. Carl Gustav Jung, unul dintre părinții psihologiei, afirma că, de fapt, a avea o mască este un proces psihologic normal și indispensabil, acela de a folosi măști în viața de zi cu zi. Toată lumea adoptă o mască preferată pe care o consideră funcțională și pe care o poartă în principale relațiile sale cu lumea exterioară. Ipocritul este cel care cunoaște însă bine acest lucru, în timp ce mulți oameni nu sunt conștienți de comportamentul lor. Aș vrea ca să vorbim acum despre această normalitate a duplicității noastre. Trebuie să recunoaște că există în lăuntrul nostru două persoane, una bună după chipul lui Dumnezeu și o altă rea, sclava dorințelor noastre păcătoase. Pavel zice, Roman 7:15, căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Vreau ca în următoarele minute să medităm împreună la un personaj biblic care, chiar dacă are o importanță foarte mare în Scriptură, găsim foarte puțin scris despre el. Mă refer la Marcu Evanghelistul. În Faptele Apostolilor, capitolul 12, există o primă referire la el în episodul care descrie eliberarea miraculoasă a lui Pavel din închisoare. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, Zi și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Marcu a fost afascinat de Iisus. Dorea atât de mult să stea în prezența lui Iisus, dar în momentul crizei, el a fugit lăsându-l pe Iisus, un pic la fel cum Petru, în zorii zilei, a făcut la fel jurându-se că nu-l cunoaște. Îi plăcea Iisus, dar își iubea viața cu tot ce cuprinde ea. Și cine ar putea învinovăți pe Marcu, un adolescent, pentru o așa reacție în fața soldaților fugind de ei, când chiar și ucenicii, adulți fiind, l-au părăsit și ei pe Iisus? De aceea, trăind în mijlocul apostolilor, începuse să cunoască viața lui Iisus, ascultând mai presus pe Petru, care frecventa casa lui și de la care a primit botezul. Motiv pentru care în scrisurile sale Petru se referă la el numindu-l Marcu, fiul meu. Marcu a fost vărul lui Barnaba, un levit bogat, care a devenit creștin și s-a distins imediat în mijlocul comunității de ucenici, îndeplinind sarcina sa de a anunța Evanghelia și de a sprijini noile comunități care se formau în afara Ierusalimului și a Iudeii. Când Marcu a devenit un tânăr adult, vărul său l-a dorit ca un tovarăș în misiunea sa din Asia, pe care urma să o întreprindă împreună cu Pavel. Însă, după o perioadă inițială de evangelizare, tânărul Marcu nu s-a mai simțit în stare să facă față pericolelor și amenințărilor grave pe care misiunea le-a implicat și astfel s-a întors înapoi la Ierusalim, lăsându-l pe Barnaba și pe Pavel singuri, care au continuat cu mare succes vestirea Evangheliei, chiar dacă o făceau în mijlocul unei dificultăți enorme. Din nou, Marcu face ceea ce a făcut în adolescență. Alege să fugă, alege viața în loc de a continua vestirea Evangheliei, a fi alături de colegii săi, de misiune, de Iisus.
Dumnezeu i-a oferit o a doua ocazie și de data aceasta, la fel, alege viața, abandonându-L pe Iisus, ne ținând cont de cuvintele frumoase, de intențiile bune, de promisiunile făcute în fața conducătorilor acelei misiuni și a lui Dumnezeu chiar. Când după vreo câțiva ani Pavel a vrut să-și rea călătoria, Barnaba a vrut să-l aducă pe Ioan Marcu înapoi cu ei, crezând că acest Marcu a avut timp să se maturizeze în credința sa și că niciodată nu ar mai fi făcut un pas înapoi. Însă Pavel nu vrea să audă de Marcu în niciun fel și supărarea lui sau neîncrederea lui în Marcu face ca cei doi apostoli să se despartă. Pavel a continuat cu Sila în Asia Mică, în timp ce Barnaba a coborât cu Marcu în Cipru și a evangelizat insula. Găsim acest episod descris în Faptele Apostolilor, capitolul 15, la versetul 36 la 40. Dezacordul cu Pavel s-a rezolvat după câțiva ani mai târziu, deoarece Marcu s-a bucurat de încrederea celorlalți apostoli și mai ales a lui Petru. De asemenea, pentru că Pavel și-a dat seama că Marcu a devenit într-adevăr un ucenic capabil și curajos și tot el a început să-l dorească ca și colaborator. De fapt, îl găsim în compania lui Pavel la Roma când le scrie Colosenilor în capitolul 4. Aristarh, tovarășul meu de teniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba, cu privirea care a primit porunci, dacă vine la voi să-l primiți bine. Și Iisus zis Iust, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. Dar Marcu dobândise deja o experiență bună în urma conviețuirii cu Pietru, cu Petru, lucrările lui împreună, colaborând în lucrarea sa, atât de mult încât în prima sa scrisoare către creștine din Asia, Petru trimite și salutări în numele lui Marcu. Mai târziu, în jurul anului 66, Pavel, scriindu-lui Timotei în a doua sa epistolă și invitându-l cu anumită preocupare să ajungă la Roma, i-a cerut să-l ia pe Marcu cu el pentru că este util pentru slujire. Se poate afirma deci că Marcu, cel fricos, cel care spunea sau își dorea un lucru și făcea cu totul și cu totul altceva, a ajuns marele evanghelist deoarece i s-a oferit o a doua șansă. El este omul cel de a doua șanse, ba chiar și acelea de a treia, pentru că Dumnezeu a avut încredere în el și nu numai el, dar și cei din jurul său, Barnaba, Petru, apostolii. Toți i-am dat încă o șansă. Azi vă invit ca să fiți persoane autentice, să fiți voi înșivă, ceea ce spuneți să faceți. Un prieten drag, un profesor în pensie de la Facultatea de Teologie Villa Aurora din Firenze, Giovanni Fantoni, zicea: a fi mereu tu însuți nu înseamnă a fi mereu același. A nu se schimba niciodată. Dacă am fi imutabil, ar însemna că nu învățăm nimic de la viață. A fi tu însuți înseamnă sinceritate în ceea ce zicem și face, dar nu înseamnă neapărat că modul nostru de a face și zice de azi trebuie să fie identic cu cel de ieri sau de mâine. Coerența nu ne face uniform în timp, dar face ca oricare nostru gest să fie fructul convingerii noastre mentale și motoul inimii noastre. Fiecare trebuie să înțeleagă că acestea nu sunt lucruri care se improvizează, cer timp și maturizare. Implică multe elemente și dintre acestea, nu printre ultimele, sunt umilința și curajul. În fața celor persoane în care găsim fățărnicie din cauza acelui sentiment de a nu fi la înălțime, în fața celor care se simt ca un vierme pentru că nu a putut să-și menține promisiunea făcută în fața altora, a lui Dumnezeu și poate a lor însăși, Dumnezeu ne cheamă să fim cei care aduc nu numai credință, ci și încredere. Dacă asta simți, dacă ultimul om, pentru că nu ai fost înălțimea pe care ți-o doreai, pe care o arătai și altora, dacă ai vorbit în vânt și nu aveai de gând să, sau nu ai reușit să-ți ții promisiunile, Dumnezeu îți dă azi o a doua șansă. Și dacă este nevoie, o a treia sau chiar a patra. Eu am încredere în tine.
poți deveni tot ceea ce spui că ești. Și ce mai important este că Dumnezeu însuși are încredere în tine. Vă salut cu drag. Mă bucur să ne reîntâlnim și cu această nouă ocazie. Motiv pentru care vă invit în jurul cuvântului, pentru ca din el să găsim resurse pentru viața noastră. Pentru astăzi, provocarea pe care o așez în fața noastră a tuturor, pentru mine însumi în același timp, este aceea fățărniciei, a duplicității, a încercării de a părea în ochii oamenilor ceea ce știm și noi, sau poate că chiar suntem înșelați, că nu e chiar așa. Probabil că de copii, atunci când ați conștientizat că cineva este fățarnic, că cineva vă cere una și face alta, că cineva vă cere ceva să faceți în timp ce el însuși nu face ceea ce vă cere să faceți vouă. E, în momentul acela aveți o problemă și nu veți mai putea aprecia suficient pe acel om în care descoperiți această inconsecvență, această fățărnicie. Probabil sunteți conștienți de mai multă vreme de faptul că fățărnicia este cel mai adesea evidențiată sau descoperită în momentele de criză. Atunci, ele arată cine suntem noi de fapt. Haideți să analizăm împreună un pasaj biblic pe care îl găsim în Matei, capitolul 7, începând cu versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Observați, sunt oameni care chiar poate se roagă și cu cuvinte deosebite, care fac tot felul de declarații și aproape că cred ei că îl impresionează și pe Dumnezeu. Folosesc foarte des cuvintele Doamne, Doamne așa, Doamne într-un alt sens. Dar Iisus zice, nu toți cei care vor face lucrul acesta vor intra în împărăția cerurilor. Dar pe ce criterii se va intra acolo? Cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Când face voia Lui? În orice împrejurare, în orice secundă a vieții, indiferent că mâncăm, că bem, că lucrăm, că vorbim cu cineva, că citim ceva, că vizionăm ceva, în orice împrejurare avem grijă să facem totul în armonie cu voia Tatălui care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău. N-am scos noi demoni în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Pe mine mă uimește ceea ce citesc aici. Adică oamenii aceștia sau unii dintre cei care se vor adresa atunci, în ziua aceea, Domnului Hristos vorbesc despre faptul că i-au prorocit chiar. Asta înseamnă și performanțe mari spirituale. N-am scos noi draci sau demoni în numele Tău. Puțini au privilegiul să poată face lucrul acesta și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Păi dacă te întâlnești cu un om care face toate aceste lucruri descrise aici, prorocește, scoate demoni, face minuni, ce poți spune despre un asemenea om? Cu siguranță îl privești în așa fel atât de admirativ și prin comparație cu el te simți atât de mic și neputincios, vai de mine, cum aș putea vreodată, când voi putea să ajung la nivelul acestui om? Și totuși, poate fi și aici o capcană. Atunci, în ziua aceea, în ziua socotelor, în ziua când ne vom întâlni direct cu Mântuitorul nostru, le voi spune curat. Nici odată nu v-am cunoscut. Cum nici atunci, nici niciodată. E incredibil. Depărtați-vă de la mine voi toți cei care lucrați fără de lege. Nu ne ajunge timpul, dar vă rog să continuați a medita și în cămăruța dumneavoastră, în studiul personal, la aceste cuvinte. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă.
A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă, ori și cine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care a șezidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Haideți să facem un exercițiu de imaginație și pe baza unor criterii pe care le cunoaștem, vă invit să alcătuim împreună un scenariu. Imaginați-vă doi frați, frați de corp, care primesc aceeași moștenire de la părinți. Își împart terenul și fiecare se apucă să construiască cu fonduri egale câte o casă. Până aici sunt multe asemănări între ei. De unde știu că merită acționat în sensul acesta sau gândit în sensul acesta? Pentru că știu că Dumnezeu oferă resurse egale tuturor oamenilor. Iar în pasajul biblic găsim că terenul se afla într-o așa poziție încât ambele au fost lovite de aceleași încercări, de aceleași intemperii. Deci nu se pune problema că unul a construit într-o zonă expusă și altul într-o zonă neexpusă. Încercările au fost aceleași. Aceleași voie, aceleași vânturi, dacă vreți același cutremur, ce vreți dumneavoastră să adăugați aici, toate au lovit simultan cele două case. Una însă s-a prăbușit, cealaltă nu. Ce a făcut diferența? Observați dumneavoastră că la un moment dat apare ideea de chibzuială. Cine este cel chibzuit? Evident, în pasajul biblic, chibzuit este cel care a zidit casa pe stâncă. Nu în sensul că pământul lui era mai stâncos decât a celuilalt. Luca adaugă un detaliu în capitolul 6, versetul 48, zice așa: se aseamănă cu un om care a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. Da? Hei, acum continuăm să ne imaginăm scenariul nostru. Cei doi frați au buget egal, moștenire de la părinți, un teren pe care și-l împart în două și se apucă să construiască. Aici însă apare diferența de opțiuni, liberul arbitru, fiecare face ce vrea cu ceea ce i s-a încredințat. După Biblie, chibzuit este cel care a zidit pe stâncă, adică cel care a săpat adânc, așezându-și temelia pe un teren sigur. Dar nu totdeauna ceea ce Dumnezeu consideră înțelept se aplică și în cazul oamenilor. S-ar putea ca între cei doi frați, primul dintre ei, cel care zidește pe un pământ sau pe o temelie mai puțin adâncă, să se considere mai înțelept decât celălalt. Pentru că zice așa, o temelie ca să o faci după toate standardele costă foarte mult. Să iei fierul corespunzător, calitatea betonului corespunzătoare, să sape adânc, să plătești zile de muncă celor care tot sapă și iar sapă și iar sapă, înseamnă o investiție foarte mare. Ce rost are? Păi pe vremea bunicilor se făceau casele nu știu cum și iată că au rezistat sute de ani. Ce rost are să facem noi astăzi case cu atâta beton și atâta armătură? Prin urmare, zice el, decât să îngrop banii în pământ, mai bine voi construi un etaj în plus. Și cu aceste planuri în minte se apucă de construit. Și în timp ce el se tot ridică, se ridică, se ridică, celălalt încă săpa și încă se chinuia cu fundația și se uita la el și spunea, vai, câți bani rosiți. Ca să scurtăm povestea noastră, la final, primul care n-a săpat o temelie adâncă a putut să-și construiască parter, etajul 1 și mansardă, pe când celălalt a construit doar o casă parter. Încăpătoare, suficientă pentru el, era fericit el și familia lui, dar uitându-se la vecinul său, nu avea atâtea camere, nu avea atâtea niveluri. A trebuit să se mulțumească fiecare cu ceea ce avea, până într-o zi, când zona aceea a fost lovită teribil de condițiile descrise de Scriptură.
Astăzi nu este ceva, o noutate foarte mare sau de neimaginat să auzi de tornade care lovesc anumite zone și casele sunt spulberate, să întâlnești inundații, puhoaie de apă care în drumul lor mătură tot, cu tremure care de asemenea transformă în câteva minute sau chiar secunde un edificiu într-un morman de moloz. Diferența dintre rezultatele intemperiilor sau a calamităților asupra unei clădiri sau a alteia constă în modul, în calitatea lucrărilor de execuție și a materialelor folosite. În ce ne privește, în viața noastră spirituală se întâmplă același lucru. Noi putem să încercăm multe soluții omenești, inteligența umană, libertatea de alegere, resursele existente sunt foarte multe. Și unii clădesc în imagine, unii vor să clădească repede și să arate frumos, mai puțin însă calitate. Îți place să te lauzi, să te fălești în ochii celorlalți și să-ți creezi o imagine de care să te bucuri, să fii apreciat. Dar nu uita că cel mai important judecător al tău este Dumnezeu. El este acela care îți va ști fiecare detaliu al vieții și pe care nu-l vei putea păcăli niciodată. Iar El va îngădui în viața noastră încercări, tocmai pentru ca să evidențieze adevărata noastră natură. El n-are nevoie pentru ca să ne descopere personal pe noi, pentru că El știe deja din ce suntem făcuți. El știe detalii și știe și viitorul nostru, dar în primul rând încercările au rolul de a ne descoperi pe noi înșine, în fața noastră înșine. Pentru că s-ar putea ca noi înșine să fim înșelați, auto-înșelați, auto-amăgiți în încercarea de a părea grozavi. Și pentru ca să nu ne trezim la realitatea abia când va fi prea târziu în ziua aceea, s-ar putea ca Dumnezeu astăzi să îngăduie anumite încercări, cum a fost, de exemplu, pandemia de coronavirus care încă n-a trecut, care să ne testeze spiritualitatea, relația cu Dumnezeu și multe, multe alte lucruri. Dacă acum, constatând că avem o problemă în viață, alegem să ne îndreptăm, alegem să ne reîntoarcem la cuvânt și să clădim pe această temelie sigură care este Hristos și adevărul Său, vom rămâne în siguranță. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul pe care ne-l acordă și pentru că șansa îndreptării a ceea ce am făcut greșit în viață încă există. Haideți să-L cunoaștem și să ne lăsăm cunoscuți de El. Amin. Pacea Domnului, salut cu drag pe toți ascultătorii și privitorii acestei emisiuni. Am fost rugat să adresez câteva cuvinte pe tema fățărniciei în vremuri de criză și mărturisesc că nu este deloc un subiect ușor să vorbești despre standarde duble, măști, carnavalesc, disimulare, ipocrizie. Pentru că aceasta este ceea ce se întâmplă atunci când cineva acționează sub false aparențe ale virtuții și ale bunătății, disimulând adevăratul caracter și intenții. Diagnosticul vine nemilos. Îl pun oamenii, îl pune societatea, l-a pus Domnul Iisus Hristos însuși. E adevărat că atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește despre subiectul acesta, cei care sunt destinatarii cuvintelor lui sunt supuși unora dintre cele mai dure cuvinte pe care Mântuitorul le-a folosit. Pui de năpârci, morminte văruite, ucigași de proroci. De aceea este un subiect important de analizat. Pe de altă parte, este un subiect dificil pentru că atunci când vorbești de fățărnicie, în mod normal ar trebui să vorbești despre propria fățărnicie. Dar noi vorbim despre fățărnicia altora, pentru că întotdeauna suntem spectatori, privitori și judecători. Mântuitorul spune în Matei 7 că atunci când tu vezi paiul din ochiul altuia, dar de fapt în ochiul tău este o bârnă, nu ești decât un fățărnic. Așa că subiectul fățărniciei este greu de asumat, pentru că vorbim despre el deja
Te pui în postura celui fățarnic, vorbim despre fățărnicia altora. Deci, probabil, de cele mai multe ori discutăm la general. Fățărnicia colectivă, socială, ne încadrăm în ea, dar acceptăm, pentru că semănăm cu toții în acest univers și primim tratamentul cu stoicism, pentru că este unul universal valabil. Mi-aduc aminte de un astfel de episod al fățărniciei colective tratat de Dostoievski în Frații Karamazovi. Vorbește, printre altele, în capitolul Rebeliunea, despre o fățărnicie religioasă într-un moment de criză din Geneva. Geneva smerită, Geneva evlavioasă, se confruntă cu o crimă. Richard, un tânăr de 24 de ani, omoară pe cineva în încercarea de a-l jefui și de a-i lua bunurile. Însă lumea nu știe că acel Richard, de la vârsta de 6 ani, fusese dus în creștere la niște păstori care nu s-au ocupat de el, nu l-au lăsat să mănânce nici măcar mâncarea porcilor, pentru că totul era destinat îngrășării animalelor. Și acum omul acesta, fără de Dumnezeu și fără de nicio resursă morală, comite acea crimă. Toată societatea preocupată să trimită pastori luterani, să trimită reprezentanții asociațiilor de caritate umanitare să-l învețe să scrie, să citească, ca să poată scrie mărturisirea faptei. Și iată-l în felul acesta, ajungând să învețe să scrie, să citească, să scrie declarația prin care își recunoaște vina. Dar bucuria mare este că a primit harul lui Hristos, spuneau oamenii. Și deodată el se convertește în fratele Richard, iar bucuria Genevei este colosală. În ziua eșafodului, toată lumea îl strigă frate Richard, îl îmbrățișează, îl sărută și în timp ce lui îi se desparte capul de trup sub ghilotină, oamenii sunt fericiți că omul acesta a murit sub harul lui Hristos. Se întreabă Dostoievski, oare harul lui Hristos nu trebuia să-l cerceteze prin interesul social? Și când era copil abuzat, și când nu primea de mâncare, și când era bătut, și când era tratat ca un animal, ce câtă fățărnicie în societatea aceasta evlavioasă a Genevei, care a doua zi tipărește un supliment al ziarului de Geneva într-o broșură în care prezintă mărturia aceasta semi-misionară a primirii lui Hristos înainte de moarte din partea unui criminal. Dostoievski spune, aceasta este evlavie. Și de aici mă duc cu gândul la titlul unui capitol dintr-o novelă de Dickens, Filantropie telescopică. Uneori funcționează în felul acesta. Filantropia noastră, gesturile noastre, evlavia noastră, creștinismul nostru și pentru că brațul telescopului este lung, disimulăm ușor și ne strecurăm prin societate. Domnul Iisus Hristos de fiecare dată în situații de fățărnicie a taxat momentele și a cerut ca lucrurile acestea să nu se mai întâmple. Am deschis Biblia la Luca 7 și titlul este unul dureros, femeia păcătoasă. Se întâmplă la o masă pe care o dă un fariseu, în care îl invită pe Domnul Iisus Hristos, ca o femeie să încalce regula de protocol. Intră, deși nu fusese invitată, dar gesturile ei au ceva din siguranța celui care știe ce înseamnă să fii iubit. Intră acolo, nu-i cunoaștem numele, nu-i cunoaștem vorbele, pentru că nu spune nimic. Dar ea începe să plângă și cu lacrimile ei udă picioarele Mântuitorului și cu părul ei îl șterge, punând după aceea mirul de nard pe picioarele lui Iisus Hristos. Este o femeie care, într-un colț al ființei ei, păstrează ceva din speranță.
păstrează ceva din nevoia de evlavie și de adevăr. În momentul în care gazda o vede, se simte într-un impas. Pe de o parte, gesturile lui atât de calculate, piedestalul pe care se așezase, fardul exterior cu care se pudrase, toate acestea simt că se desprind de pe fața lui, pentru că trebuie să-și pună întrebări și le pune prima dată sieși, într-un monolog interior și un mic detaliu teologic. De fiecare dată când în Luca apare monologul interior, și de 7 ori apare în Evanghelia lui Luca monologul interior, de fiecare dată persoana respectivă este într-o criză spirituală. Și aceasta îl divulgă pe omul nostru aflat în criză. El spune, oare Iisus Hristos nu știe, nu cunoaște identitatea acestei femei? E adevărat că el o spune sub forma unor întrebări pe care și le adresează sieși. Dar același Dostoievski de care vorbeam mai înainte spune că dacă gândurile noastre ar avea miros, s-ar răspândi în lume o duhoare încât toți am muri asfixiați. Iisus Hristos îi le pătrunde, îi le cunoaște și îi răspunde în forma unei parabole, făcându-l să înțeleagă un lucru. Există un lucru mai rău decât acela de a fi datornic și de a nu putea plăti. Aceasta este situația femeii, datornică față de Dumnezeu și în imposibilitatea plății. Dar vezi tu, Simone, privește la ea, ea este oglinda ta. Dacă vrei să cunoști ceva despre mine, cel care poate plăti în locul vostru, ar trebui să o mai întreb pe ea. Ar trebui să te duci să întrebi unde se află magazinul de unde a cumpărat nardul acela. Pentru că femeia aceasta a venit la mine și eu voi plăti datoria ei. În ciuda neputinței ei. Dar, repet, este ceva mai rău decât a nu putea plăti. Și acel mai rău este să plătești cu bani falși. Ei, asta face ipocrizia. Asta face fățărnicia. Falsifică banii pentru a plăti lui Dumnezeu. Păcate, greșeli. Și-aș cumpăra loc în lojă pentru a sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Nimic nu este mai dureros pentru Domnul Iisus Hristos decât să fraudezi în felul acesta și să plătești datoria cu bani falși, rupându-te de harul lui Dumnezeu. Închei cu ultimul cuvânt care se găsește în Biblie despre fățărnicie. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplicat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Nu uitați, frații mei, că una dintre principalele critici aduse creștinilor este fățărnicia. Imposibilitatea de a se călăuzi după propriile standarde și principii de viață înălțate de ei înșiși. Înțelepciunea care vine de sus este nefățărnică. Vă doresc din toată inima să o căutați în locul de unde vine ea. Amin. Thank you.
Mulțumim frumos, Remus Soare, Lucian Ioadă și Daniel Bereș, pentru aceste gânduri inspirate din Sfânta Scriptură și vă mulțumesc vouă, dragilor, că ne sunteți aproape în fiecare sâmbătă și comentați cu privire la ceea ce vă transmitem. Aș vrea să vă transmit și eu ultimele gânduri ale acestei ediții. Este vorba de ceea ce Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor săi și anume: feriți-vă de fățărnicie, pentru că, de ce să vă feriți? Pentru că nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice ați greit la ureche, în odăițe va fi vestit de pe acoperișurile caselor. Iată că vine o zi în care vor cădea toate măștile pe care ni le-am pus vreodată pe față. Vor cădea toate aceste lucruri pe care noi am vrut să le transmitem oamenilor și nu s-au aflat în sufletele noastre. De ce să nu stăm departe de atitudinea de fățărnicie? Nu uitați că Domnul Iisus Hristos este singurul care poate face această schimbare în inimile noastre. Ne putem lupta în vânt, efectiv, ani de zile cu atitudinea de fățărnicie și nu putem birui, dar prin El vom putea. Așa că vă provoc să vă apropiați de El, singurul mântuitor adevărat, singura persoană care poate să ne păzească de răutatea care se află în lume și de răutatea care se află în noi înșine. Dragilor, sunt Narcisa Ispa și în numele echipei de la Comorile Înțelepciunii vă mulțumesc pentru că ne-ați fost aproape. Vă doresc zile senine și cât mai departe de atitudinea de fățărnicie. Până sâmbata viitoare, numai bine!